Bună dimineața, vă urez un bun venit tuturor. În prima zi a conferinței trecute fiind înregistrat un număr de aproape 18.000 de accesări, iar în cea de-a doua zi 14.500 de accesări. Aceeași posibilitatea urmăririi acestei conferințe online există și pentru această conferință, cât și pentru următoarele. Totodată am hotărât să punem la dispoziția celor care sunt interesați și care au nelămuriri sau întrebări o adresă de mail, nadia.țăran@inm-lex.ro, unde pot scrie aceste întrebări sau nelămuriri spre a fi adresate lectorilor. Totodată, o altă facilitate acordată de către institut dumneavoastră este afișarea pe ecranul din spate a textelor din noul cod civil ce urmează să se discute. Totodată ne dorim ca și această conferință, precum precedenta, să fie una interactivă, astfel încât întâlnirea să fie cu atât mai fructuoasă. Prin urmare, vă invit să adresați orice întrebări sau nelămurire ați avea. Nu chiar orice întrebări. În legătură cu aspectele ce urmează a fi dezbătute în cadrul acestei conferințe. De asemenea, vă reamintesc că probabil știți deja, această conferință are un caracter interprofesional, în sală fiind invitați și reprezentanții avocaților și notarilor, care de asemenea sunt invitați să adreseze întrebări și cumva să prezinte optica lor cu privire la textele ce urmează a se discuta. În prima parte a zilei urmează să prezinte aspecte din cartea a 5-a noului cod civil referitoare la obligații domnul profesor Flavius Baias și domnul Bogdan Dumitrache, formator la institut. După cum știți deja, domnul Flavius Baias este profesor și decan la Facultatea de Drept din București și de 2 ani de zile este și membru în Consiliul Științific al INM-ului. Din această perspectivă, dumnealui cunoscând prea bine care sunt dezideratele și exigențele formării continue, el fiind alături de Bogdan Dumitrache și alte personalități, membri în Comisia de Elaborare a noului Cod Civil și, prin urmare, foarte în măsură să ne explice care a fost intenția legiuitorului pentru acele norme a căror aplicare ar presupune o atare interpretare. Domnul profesor Flavius Baias va prezenta chestiuni legate de încheierea contractelor și am să-i acord acum cuvântul pentru o primă parte din această secțiune a zilei de astăzi. Vă rog, domnul profesor. Vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Cred că trebuie să-l iau ăsta puțin mai aproape. Aș vrea să fac așa cum se obișnuiește atunci când iei cuvântul și vrei să câștigi bunăvoința sălii, câteva artificii introductive. În primul rând, nu se aude? Pot să vorbesc și mai tare, așa se aude? Mai, așa? Mă rog, ăsta mă încurcă, nu-mi văd fițuicile din cauza microfonului. Dar, în fine, sper să mă descurc. Trebuie să recunosc că, deși sunt în Consiliul Științific al INM-ului, sunt surprins, n-am avut toate informațiile necesare. În primul rând, n-am știut că în sală se vor afla distinși magistrați și practicieni. Eu am crezut că voi vorbi auditorilor de justiție și, drept urmare, am oarecare strângere de inimă pe care puteți să o înțelegeți, mai ales cei care sunteți în sală și sunteți foștii mei colegi. N-am venit aici să fac pe profesorul cu dumneavoastră în mod evident. În al doilea rând, n-am știut că această conferință va fi urmărită de mii de ochi și urechi de pe tot cuprinsul țării și singurul fel în care mă liniștesc față de această realitate îngrijoritoare este că ei pot doar să urmărească, nu pot să pună și întrebări în timpul conferinței. Pot pe mail, dar nu în timpul conferinței, așa că nu o să deschid mail-ul câteva zile și în al doilea rând, coborând sau urcând din potrivă într-un registru mai serios, aș vrea să spun două sau trei lucruri despre codul civil, despre impactul său, despre îngrijorarea pe care o generează, justificat sau nejustificat, în rândul practicienilor. Aș începe cu acest din urmă aspect. Am participat la o serie de întâlniri și în cadrul Consiliului Științific al INM, dar și cu diverse alte prilejuri, inclusiv, spre exemplu, cu prilejul susținerii unor doctorate, la întâlniri cu magistrați, avocați, notari, care, în mod evident și oarecum justificat, se arată deosebit de îngrijorați de
perspectiva iminentă a intrării în vigoare a noului cod civil. Repet, îngrijorarea într-un anume fel este justificată. Dintr-o altă perspectivă, mi se pare că ea poate fi totuși atenuată, cel puțin pentru câteva argumente. Codul civil, o spun doamnelor și domnilor judecători și procurori, nu va avea, în ce vă privește, așa cred eu, decât un impact limitat, un impact imediat limitat pe anumite materii, spre exemplu, în materia dreptului familiei, poate. În rest, inclusiv în ceea ce privește lucrurile pe care le vom discuta astăzi, cred eu că magistrații judecători se vor confrunta cu astfel de probleme în câțiva ani de acum înainte, pentru că, dumneavoastră știți, avocații știu de asemenea, dacă astăzi se încheie un contract, se naște un raport juridic, perspectiva de a deveni litigios nu este imediată, faptul că părțile pot să ajungă la neînțelegeri, evident, nu poate fi negat, dar dosarul ajunge pe masa judecătorului cu o întârziere obiectivă raportată sau într-un termen care în mod obiectiv este îndelungat, raportat la data la care s-a născut raportul juridic. Drept urmare, eu cred cu toată sinceritatea că în ceea ce îi privește pe judecători, ei se vor confrunta efectiv cu problemele ridicate de reglementările din noul cod civil, poate într-un an, doi de acum înainte. Asta nu însemnează încă, și salut inițiativa INM-ului și a celorlalte organisme ale profesiei de magistrat, că magistrații nu trebuie încă de pe acum să ia cunoștință, ca și toți juriștii de altfel, de noua reglementare. Nu vreau să fac nicio comparație între profesii, însă din acest punct de vedere, în mod evident, avocații și notarii, și aș zice cu îngăduința noastră și cadrele didactice, au o situație puțin mai defavorizată, pentru că ei, toți aceștia, inclusiv noi, cadrele didactice, ne vom ciocni cu necesitatea de a aplica, respectiv de a analiza, de a teoretiza, dacă mă refer la cadrele didactice, noul cod civil încă de la 1 octombrie anul acesta. O a doua remarcă în legătură cu codul civil, care din punctul meu de vedere ar trebui să atenueze îngrijorarea de care vorbeam, este legată de faptul că, de altfel cred că e aproape inutil să spun asta, înțeleg că l-ați avut deja invitat și conferențiar pe profesorul Valeriu Stoica și cred că a teoretizat în fața dumneavoastră ideea pe care vreau să o evoc și eu, pe care de altfel a dezvoltat-o foarte plastic și în prefața la volumul său de Drepturi Reale apărut în 2009, toată lumea se sperie de noul cod civil, care de fapt, cum spune, repet, profesorul Valeriu Stoica, este în mare măsură vechiul cod civil. Asta nu însemnează că tot noul cod civil a copiat vechiul cod civil, ci însemnează că, în realitate, majoritatea instituțiilor din noul cod civil, marea parte a reglementărilor, sunt reglementări care sunt, pe de o parte, ancorate încă foarte puternic în tradiția continentală romano-germanică de inspirație franceză, dacă vreți, ținând cont de sursa primară de inspirație a codului civil actual la 1865, și noutățile nu sunt foarte, foarte spectaculoase și foarte numeroase. Nu îndrăznesc să dau un procentaj raportându-mă la numărul de 2664 parcă de articole din noul cod civil, câte reprezintă noutăți și câte reprezintă soluții deja cunoscute de dumneavoastră, dar în orice caz, din punctul meu de vedere, un asemenea procentaj n-ar trebui să fie îngrijorător, ci dimpotrivă liniștitor. Acum, legat de această idee, aș vrea să mai spun în final doar două lucruri, și anume că, mai ales în materia obligațiilor, despre care sau asupra căreia ne vom concentra astăzi eu și colegul și prietenul meu Bogdan Dumitrache, veți constata, după cum voi spune cel puțin eu, nu știu ce va spune Bogdan, dar bănuiesc că și el va adopta aceeași metodă de prezentare, o serie dintre texte sunt texte inspirate din codurile civile, marile monumente legislative europene în vigoare, unele mai de curând, altele mai de mult, ca, așa cum o să vedeți, codul civil elvețian, codul civil italian,
dar și din Codul Civil Quebec, lucru care nu trebuie să vă îngrijoreze, pentru că eu sunt convins, dumneavoastră știți, spre deosebire de o serie de voci din mass media care au acuzat Comisia că s-a inspirat din dreptul anglosaxon, Codul Civil din Quebec nu e de inspirație de drept anglosaxon, ci dimpotrivă păstrează tradiția dreptului continental francez pentru rațiuni istorice pe care nu le mai dezvolt aici. Și în sfârșit, pentru că spuneam că o să mă opresc cu remarcile introductive, în afară de aceste surse de inspirație, în materia obligațiilor în general și în ceea ce privește încheierea contractelor, nu neapărat în special, dar pentru că voi vorbi despre asta, menționez acest lucru, o serie de texte au fost preluate, nu neapărat copy and paste, cum se spune acum, deci nu copiate mot a mot, ci adaptate, din marile proiecte europene de unificare a dreptului contractelor, cum ar fi principiile Unii Droit sau principiile dreptului european al contractelor. Acesta a fost de altfel un argument pentru o întreprindere pe care mă mândresc să o anunț astăzi în fața dumneavoastră, începută la un institut de la Poitiers, care se numește Juriscop. E vorba de traducerea noului cod civil în limba franceză, traducere care va fi publicată probabil în vara următoare de prestigioasa editură Dalloz. Dacă ne gândim că ultimul monument legislativ tradus de Juriscop și publicat de editura Dalloz anul trecut este Codul Civil German BGB-ul, în mod evident, noul cod civil român se află din acest punct de vedere într-o companie extrem de selectă. Și acum să intru efectiv în discuția de fond, încheierea contractelor. De ce încheierea contractelor? De ce am ales această temă? Pentru că mi se pare că, pe de o parte, este în mod evident o temă importantă, de aici încolo se naște raportul juridic contractual, discutăm așadar despre încheierea unui act juridic din domeniul contractual, nu e cazul să intrăm în noțiuni pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine, și din felul în care se naște raportul juridic, din felul în care se întâlnesc cele două manifestări de voință, pe care de altfel le cunoașteți, deja spuneam că veți recunoaște o serie de chestiuni vechi în noul cod civil, și anume oferta și acceptarea, depinde foarte mult construcția ulterioară a raporturilor dintre părți și, în mod evident, în cazul în care părțile ajung la litigiu, de acest lucru depinde și soluționarea litigiului. Întreaga materie a codului civil, încă în titlul preliminar există un text în acest sens, dar și în mod special materia contractelor și în mod, dacă vreți, și mai special încheierea contractelor, este guvernată de principiul bunei credințe. Ca principiu al materiei contractelor, principiul bunei credințe este reglementat de articolul 1170, teza 1, care prevede, de câte ori nu menționez de unde face parte articolul, în mod evident mă refer la noul cod civil, care prevede că părțile trebuie să acționeze cu bună credință atât la negocierea și încheierea contractului, cât și pe tot timpul executării sale. Iar teza a doua adaugă precizarea că ele, adică părțile, nu pot înlătura sau limita această obligație, ceea ce conferă, din punctul meu de vedere, și sper să fiți de acord cu mine, normei din teza 1, deci normei care se referă la aplicabilitatea principiului bunei credințe, caracter de ordine publică. De altfel, de fiecare dată când va fi cazul, voi menționa, așa cum am promis deja, o normă asemănătoare există în principiile Unii Droit și în principiile dreptului european al contractelor. Dacă aceasta este norma generală aplicabilă materiei contractelor, trebuie să spun, și voi reveni imediat asupra acestei chestiuni, că buna credință este reglementată în mod special și în ceea ce privește mecanismul încheierii contractelor, în articolul 1183, care detaliază obligația bunei credințe în cursul negocierilor și prevede sancțiunea pentru conduita de rea credință, și anume obligația de a repara prejudiciul astfel cauzat celeilalte părți. O noutate salutară în noul cod civil este reglementarea etapei negocierilor. De lege lata, ca să spun așa, nu există o reglementare
a negocierilor, dar etapa negocierilor este menționată mai mult sau mai puțin întreagăt în doctrina românească, mai mult întreagăt în lucrări ceva mai vechi, ca să spun așa, mai dezvoltat în lucrări mai noi, cum este Tratatul de obligații al profesorului Liviu Pop de la Cluj, și profit de ocazie să salut aici un distins reprezentant al Facultății de Drept din Cluj, și anume pe domnul profesor Șerban Diaconescu. Sper să-i transmită domnului profesor Liviu Pop aprecierile noastre cu privire la opera domniei sale. Deci etapa negocierilor este menționată și este pe larg analizată, existând o bogată jurisprudență în dreptul francez, de exemplu, dar nu numai în dreptul francez. Sigur, de ce ne interesează etapa negocierilor? Pentru că în această etapă, așa cum spuneam mai înainte, urmează să se contureze oferta și acceptarea, atunci când contractul evident presupune o etapă a negocierilor, pentru că dacă nu există o etapă a negocierilor, contractul se încheie prin întâlnirea ofertei cu acceptarea, cred că lucrurile sunt clare pentru dumneavoastră. Deci ne interesează pentru că în această etapă se conturează mecanismul încheierii contractului, dar de asemenea interesează pentru că, din păcate, chiar în această etapă pot să apară între părți neînțelegeri, litigii care pot să ducă la acțiuni în justiție. În ceea ce privește etapa negocierilor, ea este menționată într-o serie de texte din noul Cod Civil, chiar și în cel pe care l-am menționat mai înainte, referitor la principiul bunei credințe. Aș menționa, poate fără să epuizez, articolele 1182, 1183, de la 1183 la 1185, 1188, 1189 și altele. Acum, citind aceste texte, putem să ajungem la următoarea concluzie, și anume că în noul Cod Civil negocierile pot fi clasificate în două categorii, și anume negocierile precontractuale și, vă rog să nu vă mirați foarte tare, negocierile postcontractuale. O să revin asupra acestei chestiuni pentru a eventual a încerca să vă disipez uimirea față de această sintagmă aparent ciudată, negocieri postcontractuale. Despre negocierile precontractuale putem spune că reprezintă o noțiune clasică, n-ar trebui să ridice probleme, și în noul Cod Civil acestea se bucură de o reglementare care preia în mare parte soluțiile din dreptul comparat, dar și din cele din proiect, dar și soluțiile din proiectele europene în materia obligațiilor. Astfel, articolul 1185 menționează existența negocierilor, prevăzând că dacă în timpul acestora o parte insistă să se ajungă la un acord asupra unui element sau asupra unei anumite forme, contractul nu se încheie până nu se ajunge la acordul respectiv. De asemenea, 1189 aliniatul 1 prevede că propunerea adresată unor persoane nedeterminate, chiar dacă este precisă, nu valorează ofertă, ci poate constitui exprimarea unei intenții de negociere. Esențial însă, în contextul reglementării negocierilor, este articolul 1183, intitulat, iată, revenim la principiul bunei credințe, intitulat Buna credință în negocieri, cu privire la care putem spune din care putem extrage următoarele idei, și anume, aliniatul 1 instituie foarte important principiul libertății negocierilor. Părțile au libertatea inițierii, desfășurării și ruperii negocierilor și nu pot fi ținute răspunzătoare pentru eșecul acestora. Desigur, o să revin imediat asupra ideii sau asupra modului în care eventual se ajunge la eșecul negocierilor, la ruperea negocierilor, mai ales atunci când este vorba de o conduită de rea credință, caz în care sigur că se poate angaja răspunderea participantului la negocieri care a acționat cu rea credință. În aliniatul 2, textul reia principiul general al bunei credințe în materia contractelor din 1870 și, bineînțeles, principiul mai general al bunei credințe pe care îl cunoașteți, de data aceasta însă aplicându-l în mod specific numai negocierilor, menționând de asemenea imposibilitatea limitării sau excluderii obligației de a purta negocieri cu bună credință, de unde reiese din nou caracterul imperativ al acestei norme. Și pentru că
S-a pus problema în cursul dezbaterilor referitoare la acest text în Comisia de Cod Civil, că poate este necesar să, ca textul să cuprindă o trimitere, o exemplificare cu privire la ceea ce însemnează sau poate însemna buna credință. Aliniatul 3 al aceluiași articol menționează cu caracter exemplificativ cazuri de rea credință, și anume inițierea sau continuarea negocierilor fără intenția de a încheia contractul. Bineînțeles, mă întrebați de unde putem să știm asta. Sigur că este o chestiune de fapt. Conduita aceasta va trebui dovedită de cel care pretinde reaua credința celeilalte părți, pentru că nu e așa, buna credință se prezumă întotdeauna, așa cum spune textul consacrat bunei credințe din titlul preliminar al codului civil, al noului cod civil, și desigur că dovada va putea fi făcută cu orice mijloc de probă. Din punctul meu de vedere, dacă mă gândesc și la reglementarea din viitorul cod de procedură civilă, care articulează, cred eu, ceva mai riguros calea de atac a recursului, cum se numea pe vremuri, a recursului în casație, vom ajunge să spunem și despre acest lucru, despre dovada relei credințe în negocieri, ca și despre alte chestiuni de fapt, că ele reprezintă, așa cum am evocat deja, probleme de fapt lăsate la suverana apreciere a judecătorului fondului, deci chestiuni cu privire la care judecătorul în casație nu are a se pronunța. Aliniatul 4 din același text reglementează răspunderea celui care negociază cu rea credință. Cel care negociază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei credințe, răspunde pentru prejudiciul cauzat celelalte părți. Iar pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ține seama de cheltuielile angajate în vederea negocierilor, renunțarea de către cealaltă parte la alte oferte sau la orice sau de orice alte împrejurări asemănătoare. Soluția este identică cu cea aplicată deja chiar în lipsa unui text în dreptul francez, dar și cu cele preconizate de o serie de texte din principiile dreptului european al contractelor și din principiile unii droit. Sigur, prima întrebare care probabil vă vine în minte este: care e temeiul unei asemenea răspunderi? Cum de altfel este firesc să se întâmple? Evident, este vorba de o răspundere delictuală, de o răspundere extracontractuală. Aici însă vreau să fac o precizare. Am primit deja reproșuri, inclusiv din partea unor colegi francezi, care ne-au întrebat de ce nu am reglementat posibilitatea ca în cursul negocierilor părțile să încheie un contract prin care să organizeze negocierile, lucru care se întâmplă deja în practică. Nu știu dacă sunt avocați în sală, în ce mă privește, întrucât între 2002 și 2006 am făcut parte dintr-o societate de avocatură în care am negociat o sumedenie de contracte, pot să vă spun, ex proprii sensibus, ca să zic așa, că în multe contracte importante, părțile simt nevoia să reglementeze chiar etapa negocierilor și încheie un contract cu privire la modul în care se vor desfășura negocierile, stabilind obligațiile acestora, printre altele, spre exemplu, o obligație la care o să mă refer imediat, care e reglementată de noul cod civil, și anume obligația de confidențialitate. Mă rog, sigur că întrebarea ne-a fost pusă, ca să fiu sincer, nu mi-aduc aminte dacă a fost o discuție în Comisia de Cod Civil sau nu pe această temă. Bogdan poate are memoria mai proaspătă decât a mea. În orice caz, cert este că un asemenea text nu există, deși poate ar fi fost util să existe. În orice caz, deși textul nu există, dacă în mod concret, pentru că asta e concluzia la care voiam să ajung, dacă în mod concret, în momentul debutului negocierilor sau în cursul negocierilor, părțile care negociază încheie un contract care reglementează desfășurarea negocierilor, din punctul meu de vedere, deși soluția ar putea fi eventual discutată, contestată,
încălcarea obligațiilor referitoare la negocieri prevăzute în acel contract de reglementare a negocierilor, de data aceasta atrage o răspundere contractuală și nu una delictuală. Desigur că dacă se întâmplă așa ceva și trebuie să determinăm natura juridică a unui asemenea contract, el nefiind reglementat de lege, este un contract nenumit. Dacă vorbim de răspunderea în timpul negocierilor, pentru că am evocat deja o posibilă obligație pe care părțile și-o pot asuma și care există de fapt reglementată în noul cod civil, în cursul negocierilor, trebuie să ne referim la obligația de confidențialitate. Obligația de confidențialitate este reglementată de articolul 1184 după modelul unor norme similare din principiile dreptului european al contractelor și principiile UNIDROIT. Și este vorba despre împrejurarea care apare de foarte multe ori în negocierea contractelor, în care în cursul negocierilor o parte are acces la informații confidențiale care privesc activitatea celeilalte părți. Într-o asemenea ipoteză, devoalarea unor astfel de informații confidențiale, în mod evident, poate să ducă la nașterea, poate să ducă la cauzarea unui prejudiciu și pe cale de consecință la nașterea obligației de răspundere, de reparare a prejudiciului din partea celeilalte părți. Și această obligație, dacă este întemeiată pe 1184, mi se pare că duce la o răspundere delictuală. Dacă există, cum spuneam mai înainte, un contract între părți care organizează, reglementează negocierile dintre ele, atunci putem discuta de o răspundere contractuală. Dar, repet, este o părere personală cu privire la care nu, sau asupra căreia pot să insist, însă aștept în același timp să văd ce va spune doctrina cu privire la noul cod civil referitor la aceasta. Negocierile postcontractuale, o sintagmă care, spuneam, s-ar putea să vă surprindă, reflectă totuși o realitate, care este surprinsă de noul cod civil în articolul 1182, aliniatul 2. Este suficient, spune acest text, ca părțile să se pună de acord asupra elementelor esențiale ale contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior, ori încredințează determinarea acestora unei alte persoane. Înainte de a discuta despre această categorie juridică, repet, oarecum ciudată, vreau să fac o mențiune care ține de dreptul tranzitoriu, și anume articolul 105 din legea de punere în aplicare prevede că acest text, 1182 aliniatul 2, se aplică numai în cazul negocierilor începute după intrarea în vigoare a noului cod civil. Sursa de inspirație a acestui text, și anume 1182 aliniatul 2, este unul din primele texte, articolul 2 aliniatul 1 din codul elvețian, al obligațiilor, care are o formă similară cu cea din cod. Această reglementare, și revin la cea din 1182 aliniatul 2, arată în mod clar că legiuitorul a înțeles, pe de o parte, că se poate încheia un contract fără ca părțile să convină asupra tuturor elementelor sale, iar pe de altă parte că elementele asupra cărora părțile nu convin pot fi negociate ulterior, ceea ce justifică, spuneam, calificarea acestei categorii ca fiind negocieri postcontractuale. O altă sursă de inspirație a acestei reglementări se regăsește în principiile UNIDROIT. Ceea ce e foarte interesant, mai ales pentru dumneavoastră în calitate de magistrați, este următorul lucru, și anume cel reglementat în articolul, aliniatul 3 al articolului 1182, că dacă părțile nu ajung la nicio înțelegere cu privire la elementele secundare care au fost lăsate la o parte, instanța va dispune, la cererea oricăreia dintre părți, completarea contractului, ținând seama după împrejurări de natura acestuia și de intenția părților. Mă asigur că este o normă care poate să nască, aș zice, controverse, care poate să fie contestată,
cum să intervină judecătorul în contract, să stabilească judecătorul elementele contractului, fie acestea ele și secundare. O să revin ceva mai târziu la distinția dintre elementele esențiale și elemente secundare. Nu este o invenție teribilă, dar să știți foarte bine că judecătorul poate să intervină și cu privire la încheierea contractului, să prenunțe o hotărâre care să țină loc de contract. Articolul din titlul 10, încă în vigoare, al legii 247/2005, care continuă, sau mai bine zis, reia tradiția aplicării îndelungate în timp a fostului articolul 12 din decretul 144/1958, e un exemplu în care magistratul intervine foarte puternic asupra relațiilor contractuale dintre părți, decizând chiar încheierea contractului. Faptul, împrejurarea la care de asemenea o să mă refer ceva mai târziu, că chiar în doctrina actuală se vorbește despre posibilitatea judecătorului de a pronunța o hotărâre care să țină loc de contract atunci când ofertantul revocă intempestiv și abuziv oferta, este un alt exemplu cu la puterea pe care doctrina înțelege să o recunoască magistratului, dar dacă mă gândesc la articolul privind impreviziunea din noul cod civil, cu privire la care sunt convins că vor exista suficiente dezbateri, odată cu intrarea în vigoarea noului cod, de asemenea pot să dau un exemplu, sau acest articol constituie un exemplu cu privire la puterea pe care noul cod o dă magistratului de a regla raporturile contractuale dintre părți. Adică nu numai de a constata că o parte n-a executat contractul și să oblige cealaltă parte să-l execute, ci pur și simplu, în cazul impreviziunii de exemplu, să adapteze contractul noilor împrejurări. De altfel, această soluție a posibilității, și revin la 1182 alineatul 3, această soluție, inspirată fiind după codul civil elvețian, pot să vă spun că doctrina elvețiană o comentează în mod favorabil și jurisprudența din această țară o aplică în mod constant. Dacă se încheie etapa negocierilor, desigur, ajungem în etapa propriu-zisă a încheierii contractului. Și pentru a discuta despre mecanismul încheierii contractului, trebuie să pornim de la 1182 aliniatul 1, care prevede că acesta, contractul, se încheie prin negocierea lui de către părți sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a contracta. Ideea se regăsește de altfel implicită și în articolul 35 aliniatul 1 din codul comercial. Acum, pentru că am pomenit acest text, poate ar fost bine să încep cu asta, dar am omis în orice caz mai bine mai târziu decât niciodată, o să fac o scurtă paranteză referindu-mă la reglementarea actuală a încheierii contractului din codul comercial. După cum bine știți, în actualul cod civil nu există o reglementare a încheierii contractului, însă doctrina de teorie a obligațiilor și jurisprudența au asimilat, au translatat, ca să spun așa, din domeniul dreptului comercial în domeniul dreptului civil, în domeniul încheierii contractelor, normele din dreptul comercial. Odată cu intrarea în vigoare a noului cod civil, codul comercial, cu unele excepții, va fi abrogat, pentru că noul cod civil, și știu că și asta este o chestiune care preocupă, dar cred că dacă am apucat să discutăm despre asta, despre unificarea dreptului civil cu dreptul comercial, sub pălăria monistă a dreptului privat, nu am mai terminat discuția, în orice caz nu am terminat-o astăzi. Drept urmare, evoc doar ideea că urmarea unificării dreptului privat în noul cod civil, toate dispozițiile privind încheierea contractului, care înainte se regăseau în codul comercial, sunt astăzi, după cum bine vedeți, reglementate în noul cod civil și ele se aplică tuturor raporturilor juridice de drept privat. Dacă ar fi să facem apel la principiul aplicării generale a legii civile, reglementat de articolul 3, și dacă ar fi să operăm cu noțiunile din articolul 3 din noul cod civil, se aplică tuturor raporturilor civile, inclusiv celor care se nasc între așa numiții profesioniști. Profesioniștii fiind, după cum iarăși cred că știți deja, cei care exploatează o întreprindere și nu vreau să mai intru în amănunte, asta însemnează că practic categoria de profesioniști acoperă inclusiv categoria comercianților. De altfel,
pentru clarificarea acestei noțiuni, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, în articolul 8 din legea de punere în aplicare a noului cod civil este un text care explicitează noțiunea de profesionist. Închid așadar paranteza cu concluzia pe care îmi cer scuze că o repet. Mecanismul încheierii contractelor se aplică tuturor raporturilor juridice de drept privat și continui cu explicațiile cu privire la mecanismul încheierii contractului. Este evident din cuprinsul acelui așa articol 1182 că este suficient, am menționat deja acest lucru, ca oferta și acceptarea să poarte asupra elementelor esențiale ale contractului, cele secundare putând fi stabilite ulterior, inclusiv în caz de neînțelegere de către instanță. A trebuit să fac apel la doctrina elvețiană pentru a explicita noțiunea de elemente esențiale, pentru că textul este inspirat din articolul 2, cum spuneam, al codului elvețian al obligațiilor și pot să vă spun că într-o lucrare monumentală, ca dimensiuni cel puțin, de un comentariu foarte, foarte amplu al codului elvețian al obligațiilor, elementele esențiale sunt clasificate în două categorii. Elemente esențiale obiective, spre exemplu, lucru vândut și prețul, și elemente esențiale subiective, elemente care nu au natura de, nu sunt esențiale, dacă vreți, raportate la reglementarea din noul cod civil privind condițiile esențiale pentru încheierea unui act juridic, pentru încheierea unui contract, dar în mod subiectiv părțile le atribuie această natură. Consecința acestei clasificări în elemente esențiale obiective și subiective este că în lipsa unui element văzut de una din părți ca fiind esențial, contractul nu poate fi considerat încheiat. Din nou spun, problema dacă un element al contractului este sau nu esențial, este o chestiune de fapt, lăsată la suverana apreciere a judecătorului fondului. Există însă, spune doctrina elvețiană, o prezumție în sensul că un element al contractului nu este esențial dacă nu are această calitate în mod obiectiv. Adică, de exemplu, există o prezumție că, știu eu, o anumită calitate a lucrului vândut nu are cum să fie esențială. Existența lucrului vândut ca atare este însă esențială pentru că dacă nu există obiectul contractului, cunoașteți sancțiunea care intervine. În aprecierea unui element ca fiind esențial sau nu, trebuie avut în vedere și conduita părților. Este relevant în acest sens articolul 1185 din noul cod civil, intitulat marginal elemente de care depinde încheierea contractului, inspirat de principiile dreptului european al contractului și principiile unidroa, text care prevede, și acest text încă o dată mi se pare foarte important pentru a înțelege această distinție și pentru a o aplica, prevede că atunci când în timpul negocierilor o parte insistă să se ajungă la un acord asupra unui anumit element sau asupra anumite forme, contractul nu se încheie până nu se ajunge la un acord cu privire la aceasta. O anumită formă. Contractul sau cu privire la contractul pe care îl negociază părțile, codul civil nu prevede, dau un exemplu acum, forma autentică ad validitate. Deși sunt foarte puține cazurile în care codul civil nu mai prevede forma autentică notarială ad validitate. Dar să zicem că suntem în prezența unui asemenea contract. Totuși, una dintre părți, din rațiuni pe care putem să ni le închipuim, putem să ni le explicăm, dar nu ăsta e obiectul discuției, insistă ca acel contract care se negociază să se încheie în formă autentică în fața notarului. Pentru el, pentru acea parte, forma autentică devine un element esențial. Și dacă părțile nu ajung la un acord cu privire la această chestiune, contractul, după cum spune 1185, nu se consideră încheiat. Acestea fiind chestiunile generale cu privire la mecanismul încheierii contractelor, vă propun să discutăm aproape didactic, dacă mi-i îngăduiți să spun așa, ceea ce sper să nu vă deranjeze foarte tare, despre cele două manifestări de voință care duc la încheierea contractului, și anume oferta de a contracta și acceptarea. Codul civil, deși dă o mulțime de definiții,
ale cu privire la o mulțime de categorii juridice, ceea ce poate fi bine, poate fi și rău. Unii dintre lectorii noului cod civil au criticat faptul că sunt prea multe definiții, alții au criticat faptul că nu sunt definite categorii esențiale. În fine, nu vreau să intru într-o discuție cât de utile sunt definițiile într-o reglementare de acest gen. În orice caz, aici codul civil, autorii textelor, membrii comisiei, nu au definit oferta decât, după cum veți vedea, într-un mod indirect. Deci nu există o definiție expresă a ofertei de a contracta, dar mie mi se pare că aceasta își păstrează configurația clasică, astfel încât definițiile care s-au dat până acum în doctrină, pornind de la reglementarea din codul comercial, își păstrează pe deplin valabilitatea. Oferta nu este altceva decât o propunere de a contracta, respectiv manifestarea de voință a unei părți, a unui subiect de drept, în sensul că dorește să încheie un contract. Spuneam că totuși există oarecum o definiție indirectă în articolul 1188, care prevede că o propunere constituie ofertă de a contracta și, mă rog, textul mai departe detaliază. Nu mi se pare extrem de important faptul dacă definește sau nu codul, noul cod civil, oferta de a contracta, pentru că, repet, mi se pare că se poate face apel în continuare la definiția clasică a ofertei. Drept urmare, o să vă prezint în continuare câteva idei privind emitentul ofertei. Cine face oferta? Discuția ar putea să vi se pară inutilă, pentru că, până la urmă, în virtutea principiului libertății, principiul general al întregului drept, dar și în virtutea principiului libertății specific, libertății de a contracta, orice parte poate să facă o ofertă. Și, de regulă, oferta o face cel care are inițiativa încheierii contractului. Totuși, redactorii noului cod civil au simțit nevoia să facă unele precizări care mie mi se par utile. Și anume, 1188 aliniatul 2 prevede că oferta poate proveni de la persoana care are inițiativa încheierii contractului, care îi determină conținutul sau după împrejurări care propune ultimul element esențial al contractului. Ce rezultă de aici? Că cei care au redactat textul, și până la urmă nici nu mai are rost să-i mai menționăm, nu-i așa, domn profesor Dumitrache, pe cei care au redactat textul, important a fost voința legiuitorului care l-a binecuvântat. Deci rezultă că legiuitorul a înțeles că există în cursul negocierii unui contract situații extrem de complexe în care au loc oferte, contraoferte, negocieri pe marginea fiecăreia, intervenții ale unei părți care vine cu un element esențial în ultim moment, etc., etc., astfel încât este foarte posibil ca, după cum vom vedea, există un text care evocă expres acest lucru, ca oferta să emane până la urmă de la destinatarul inițial al ofertei, adică cel care avea inițial calitatea potențială de acceptant al ofertei. De altfel, textul acesta care arată de unde, de la cine poate proveni oferta și care lămurește că oferta nu aparține în mod esențial celui care se numește inițial ofertant, este inspirat din articolul 1389 al Codului Civil din Quebec. Spuneam mai înainte că oferta poate proveni chiar de la destinatar și textul care reglementează acest lucru, 1197, aliniatul 1, nu face altceva decât să consacre o idee evocată în, nu mi-aduc aminte dacă în jurisprudență, în orice caz în jurisprudența franceză, da, nu mi-aduc aminte dacă și în jurisprudența noastră, dar evocată în mod constant în doctrina noastră, și anume ideea că atunci când acceptantul sau potențialul acceptant, mai bine spus, destinatarul ofertei, acceptă oferta, între ghilimele, cu o serie de amendamente, de fapt, nu face o adevărată acceptare, ci emite o contraofertă. În acest sens există un text expres în articolul 1197, aliniatul 1 din noul cod civil. De altfel, soluția, într-o formă aproape similară, este cunoscută și astăzi în articolul 39 din codul comercial. Astăzi și încă 15 zile, bineînțeles, de acum încolo. Care sunt condițiile ofertei? Putem clasifica aceste condiții
din punctul meu de vedere, în două categorii, și anume condiții de fond și condiții de formă. În condițiile astăzi, sau cum spuneam mai înainte, încă 15 zile de acum încolo, sunt valabile în continuare precizările doctrinare cu privire la următoarele condiții pe care trebuie să le îndeplinească o ofertă. Să fie o manifestare de voință reală, serioasă, conștientă, neviciată și cu intenția de a se angaja din punct de vedere juridic. Să fie fermă, neîndoielnică, precisă și completă. În ce mă privește, cred că aceste condiții, sigur că pot fi discutate în continuare, dar dacă ne raportăm la textele din noul cod civil, aș sintetiza condițiile de fond ale ofertei după cum urmează, și anume condiții referitoare la manifestarea de voință propriu-zisă și condiții referitoare la destinatarul ofertei. În ceea ce privește prima categorie de condiții, am în vedere articolul 1188 aliniatul 1, care prevede că o propunere constituie o ofertă de a contracta dacă aceasta conține suficiente elemente pentru formarea contractului și exprimă intenția ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar. Astfel, cred că noul cod civil a folosit o formulă mai sintetică și în același timp mai flexibilă, care restrânge, din punctul meu de vedere, analiza care se poate face cu privire la condițiile ofertei, ținând cont încă o dată după texte care au servit ca model acestei reglementări din principiile dreptului european al contractelor și din principiile unii droa. Sunt evident, sau este evident mai bine zis, că în acest text legiuitorul a menționat două condiții, și anume caracterul precis al ofertei și intenția de a se obliga din punct de vedere juridic. Mie mi se pare că opțiunea este justificată, mai ales în raporturile dintre profesioniști, iată mă refer din nou la profesioniști, unde propunerea, orice propunere poate valora ofertă, chiar dacă nu cuprinde toate elementele esențiale ale contractului, mai ales atunci când legea, uzanțele ori practicile stabilite între părți permit stabilirea ulterioară a acestor elemente, așa cum am evocat de altfel și mai încolo. În articolul 1190 se precizează un lucru important cu privire la calificarea unei manifestări de voință de a formula oferte, și anume, oferta adresată uneia sau mai multor persoane determinate nu constituie prin ea însăși ofertă de a contracta. Acest lucru este evident, e vorba de o solicitare de a formula oferte și nu de o ofertă propriu-zisă. În ceea ce privește condițiile referitoare la destinatarul ofertei, mă refer, sau trebuie să ne referim, trebuie să avem în vedere articolul 1189, aliniatul 1 din noul cod civil, propunerea adresată unor persoane nedeterminate, chiar dacă este precisă, nu valorează ofertă, ci după împrejurări solicitare de ofertă sau intenție de negociere. Soluția este nouă, chiar dacă am fost obișnuiți cu o altă soluție în situația actuală de lege lata, deși nu există o reglementare expresă, doctrina noastră și doctrina franceză sunt în sensul că oferta făcută publicului este valabilă, constituie o ofertă. În locul acestei soluții, să-i spunem clasice, a fost preferată instituirea unei prezumții în sensul că o propunere adresată unor persoane nedeterminate, chiar dacă e precisă, nu constituie ofertă. Nu este făcută cu intenția de a se obliga din punct de vedere juridic. De ce spun că este o prezumție? Pentru că aliniatul 2 al articolului 1189 instituie o excepție de la aliniatul 1. Cu toate acestea, propunerea valorează ofertă dacă aceasta rezultă din lege, din uzanțe, ori în mod neîndoielnic din împrejurări. Ce însemnează din punct de vedere al aplicării practice în cazul unui litigiu între două persoane în care una spune, domnule, am emis o ofertă și alta spune, n-a fost ofertă, că a fost adresată unei persoane nedeterminate. Sigur, fiind adresată unor persoane nedeterminate, ca principiu, se aplică prezumția din aliniatul 1 în sensul că nu este vorba de o ofertă, dacă însă se face dovada că din lege rezultă, din uzanțe sau în mod neîndoielnic, din împrejurările de fapt ale raporturilor dintre părți, propunerea respectivă a constituit ofertă, instanța va trebui să-i recunoască această natură juridică. Sigur că prezentarea condițiilor de fond ale ofertei
poate să suscite o discuție mult mai amplă, dar este evident în același timp că există o constrângere de timp în ceea ce privește intervenția mea de astăzi și de asemenea există și răbdarea dumneavoastră pe care nu vreau să o pun la încercare. Drept urmare, o să mă refer în continuare la condițiile de formă ale ofertei. Principiul libertății formei este un principiu general al contractului, care guvernează contractul, în noul cod civil, e vorba de articolul 1178, care are următorul conținut: contractul se încheie prin simplul acord de voință al părților, dacă legea nu permite, nu impune, iertați-mă, nu impune, o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă. Și după cum spunea domnul profesor Dumitrache mai înainte, suflându-mi în mod inspirat, e un principiu, dar e o adevărată excepție în acest cod. Nu e aici prietenul nostru Marian Nicolae, care să vă spună că acest cod, de fapt, e un adevărat cod notarial. Drept urmare, revenind la principiul libertății formei, el este prevăzut, după cum spuneam, de articolul 1178. Acest principiu nu avea cum să nu se regăsească în ceea ce privește reglementarea mecanismului de încheiere a contractului, pentru că era firesc să fie așa și, drept urmare, articolul 1187 reglementează o soluție consonantă și rațională, consonantă cu principiul pe care l-am menționat și rațională, care se referă la forma ofertei și care spune așa: oferta și acceptarea trebuie emise în forma cerută de lege pentru încheierea valabilă a contractului. Drept urmare, dacă e vorba de un contract în forma autentică, teoretic, oferta ar trebui să fie emisă în forma autentică, dar mie mi se pare că aici se poate purta o discuție dacă într-adevăr este vorba de așa ceva, mai ales atunci când este vorba de negocierea contractelor, de desfășurarea negocierii timp îndelungat și conturarea ofertei în cursul negocierilor. Caracterul obligatoriu al ofertei este chestiunea cea mai arzătoare, problema cea mai arzătoare și în momentul de față în mecanismul încheierii contractelor. Este amplu discutată în doctrină și de asemenea soluțiile din jurisprudență, mai ales din jurisprudența franceză, sunt extrem de interesante. De lege lata, articolul 37 din Codul Comercial prevede că până ce contractul nu este perfect, oferta și acceptarea sunt revocabile. Desigur că de aici toată discuția pe care o cunoașteți, totuși oferta nu poate fi, chiar dacă este revocabilă, nu poate fi revocată în mod intempestiv, dreptul de a revoca oferta nu poate fi exercitat în mod abuziv, etc., etc. Nu mai insist asupra reglementării actuale. Pentru a vedea care este caracterul ofertei din acest punct de vedere în reglementarea noului cod civil, trebuie să facem o clasificare. Sigur, nu m-am oprit asupra clasificărilor multe și care pot avea caracter didactic cu privire la ofertă, ofertă expresă, ofertă tacită, etc. Aici însă, pentru că este vorba de o consecință extrem de importantă raportată la caracterul obligatoriu al ofertei și mai departe, consecințele acestei consecințe, dacă mi-i îngăduiți să spun așa, cred că trebuie să discutăm despre această clasificare și din acest punct de vedere, din perspectiva posibilității, sau mai bine zis, caracterului obligatoriu al ofertei, oferta poate fi clasificată în două categorii și anume ofertă irevocabilă și ofertă revocabilă. Și aș vrea să vă rog să-mi îngăduiți, să formulez să folosesc o formulă nu foarte politicoasă, să vă atrag atenția asupra unei noutăți absolute și extrem de importante în reglementarea din noul cod civil, și anume oferta irevocabilă. Potrivit articolului 1191, aliniatul 1, teza 1, oferta este irevocabilă de îndată ce autorul ei se obligă să o mențină un anumit termen. De asemenea, în afară de oferta cu termen, care este irevocabilă, există și posibilitatea ca o ofertă să fie calificată ca fiind irevocabilă în temeiul acordului părților, al practicilor stabilite între acestea, al negocierilor, ori al conținutului ofertei și al uzanțelor. Pentru că am mai folosit noțiunea de uzanțe, fac trimite la articolul 6 aliniatul 1 din noul cod civil,
care arată că prin uzanțe se înțeleg obiceiul locului sau se înțelege obiceiul locului și uzurile profesionale. Rezultă de aici că, în primul rând, orice ofertă cu termen este o ofertă irevocabilă. Acest caracter poate să rezulte însă și, sau poate să fie determinat însă și de alte împrejurări. Acum, în ceea ce privește acest caracter irevocabil al ofertei, de asemenea, îndrăznesc să vă atrag atenția asupra aliniatului 2 al articolului 1191, potrivit căruia declarația de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun efect. Altfel spus, încercând să dau așa o formă plastică exprimării mele, în cazul în care ofertantul nu este suficient de atent și formulează o ofertă irevocabilă, încheierea contractului pentru el devine, în orice caz, o quasi-fatalitate, dacă nu de-a dreptul o fatalitate. Pentru că nu mai poate să facă nimic. E obligat să mențină oferta și, dacă ea este acceptată, contractul se încheie. Nu mai poate să revină asupra manifestării de voință. Acum, desigur, există, o să discutăm imediat, despre mecanismul retragerii ofertei, care, o să vedeți, este altceva decât revocarea ofertei. Iată așadar că în contextul noului cod civil există această noutate care a fost de asemenea adoptată, sau această reglementare cu totul nouă pentru peisajul nostru juridic, care a fost adoptată pornindu-se tot de la modele internaționale, pe de o parte principiile dreptului european al contractelor și principiile Unidroit, dar în același timp o reglementare similară, dacă nu mă înșel eu, există și în Convenția de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri. Consecințele sunt extrem de importante. Nu numai că nu mai poate fi revocată oferta, dar în cazul unei revocări nu se pune problema răspunderii. De ce nu se pune problema, adică în cazul unei revocări, în cazul unei manifestări de voință în sensul revocării, care nu produce niciun efect, nu se pune problema răspunderii pentru revocare, ci se pune eventual problema refuzului de a executa contractul. Pentru că, prin ipoteză, oferta fiind irevocabilă, îmi cer iertare că poate mă repet, insist prea mult asupra acestei chestiuni, ea, din momentul în care este acceptată, împreună cu manifestarea de voință a celelalte părți, valorează contract. Legiuitorul n-a fost totuși într-atât de riguros încât să reglementeze numai oferte irevocabile, să oblige pe toți ofertanții pe cale de consecință să încheie contractele, ci a creat și posibilitatea emiterii unor oferte revocabile. Existența acestora rezultă din articolul 1193, care prevede că oferta, aliniatul 1, care prevede că oferta fără termen de acceptare adresată unei persoane care nu este prezentă trebuie menținută un termen rezonabil după împrejurări pentru ca destinatarul să o primească, să o analizeze și să expedieze acceptarea. Iar aliniatul 2 prevede că revocarea ofertei nu împiedică încheierea contractului decât dacă ajunge la destinatar înainte ca ofertantul să primească acceptarea sau, după caz, înaintea săvârșirii actului ori faptului care, potrivit prevederilor articolului 1186 aliniatul 2, determină încheierea contractului. Articolul 1186 aliniatul 2, referitor la încheierea contractului, la momentul încheierii contractului, prevede, e locul aici, pentru că s-a făcut referire la el, să-l menționez, că, de asemenea, contractul se consideră încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârșește un act sau un fapt concludent, fără a-l înștiința pe ofertant, dacă în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părți, al uzanțelor sau potrivit naturii afacerilor, acceptarea se poate face în acest mod. Voi reveni asupra acestei idei când voi vorbi despre acceptare. Răspunderea pentru revocarea ofertei. Păi veți spune că, tocmai spuneam că nu se poate vorbi de răspundere. Nu se poate vorbi de răspundere dacă suntem în prezența sau dacă în concret s-a emis o ofertă irevocabilă. Dacă însă este vorba de 1193 aliniatul 1, care reglementează oferta fără termen, deci oferta revocabilă, se poate pune problema răspunderii pentru revocarea ei. Acum,
În ceea ce privește răspunderea în acest caz, desigur că ea intervine în cazul revocării ofertei în termenul rezonabil pe care l-am menționat mai înainte și pe care e prevăzut de 1193 aliniatul 1. Răspunderea fiind reglementată expres în aliniatul 3 al textului, care dispune că ofertantul răspunde pentru prejudiciu cauzat prin revocarea ofertei înaintea expirării termenului prevăzut în aliniatul 1. Termenul prevăzut în aliniatul 1, repet, și aici pot să fac o foarte scurtă paranteză, este un termen rezonabil. Noțiunea de rezonabil este folosită în foarte multe texte din noul cod civil și ea este o noțiune care, în concret, de la o instituție la alta, secund un subiect, am materia, după cum sună un tratajul latin, adică după natura materiei, va dobândi un conținut diferit și mi-e teamă că aceia chemați să dea acest conținut diferit desfii dumneavoastră magistrați. De altfel, referirea la termenul rezonabil, după cum bine știți, se face și astăzi și în doctrină, și atât în doctrina noastră cât și în doctrina franceză, dar și în jurisprudență, mai ales în jurisprudența franceză. Este în același timp important ca în acest caz să ne pronunțăm asupra temeiului răspunderii. În mod evident, noul cod civil nu precizează expres care este temeiul răspunderii și nici nu putea să o facă. Cu toate acestea, cred că, fără putință de decadă, răspunderea va fi una delictuală și, în ce mă privește, fără să fac o analiză foarte detaliată, la prima vedere, pentru că e foarte ușor să iei ceea ce ți se pare că este deja valabil construit, cred că putem prelua teoria la care s-au raliat și profesorii noștri Stătescu și Bărsan, potrivit căreia este vorba de o răspundere civilă delictuală bazată pe faptul ilicit al revocării abuzive a ofertei. 1193 aliniatul 1 vorbește de obligația de a menține oferta un termen rezonabil, dar asta nu o face irevocabilă, drept urmare poate ofertantul să o revoce, însă dreptul de a revoca oferta, așa cum spuneam, ca și în cazul precizărilor doctrinare bazate pe actualul cadru legislativ, foarte sărac de altfel în asemenea prevederi, cred că putem vorbi de o răspundere civilă delictuală întemeiată pe abuzul de drept, pe exercitarea abuzivă a dreptului de a revoca oferta. Încetarea valabilității ofertei. Oferta poate să-și înceteze valabilitatea în mai multe feluri. Ajunge la termen și nu este acceptată, este revocată, este retrasă sau devine caducă. Acum, în ceea ce privește retragerea, o să mă refer, pentru că mi se par mai interesante și susceptibile de discuții, la două dintre ele, și anume retragerea ofertei și caducitatea ofertei. Și retragerea ofertei va naște, desigur, discuții, poate și acum, dar și în viitor, indiferent de ceea ce va încerca doctrina să limpezească, pentru că e foarte posibil să se spună că nu există o diferență între retragere și revocare. Mie mi se pare însă că retragerea ofertei, prevăzută de articolul 1199 din Codul Civil, oferta și acceptarea, dar discutăm de ofertă, poate fi retrasă dacă retragerea ajunge la cealaltă persoană anterior ori concomitent cu oferta. Deci mi se pare că această reglementare este menită să opereze o așa numită separare conceptuală, să separe din punct de vedere teoretic apele, între noțiunea de revocare și noțiunea de retragere. Ce însemnează, din punctul meu de vedere, revocarea? Revocarea se referă la revocarea unui act juridic care s-a născut. Este vorba de împrejurarea că manifestarea de voință a ajuns la destinatarul ofertei. În persoana acestuia s-a născut dreptul de a fi menținut, a cere menținerea ofertei un termen rezonabil, așa cum spune 1193 aliniatul 1, după cum s-a născut în persoana ofertantului obligația de a menține oferta. În ceea ce privește retragerea, din punctul meu de vedere, și plec de la textul pe care l-am citit, nu este vorba de
același lucru. Nu a ajuns oferta la destinatar, neajungând oferta la destinatar, nu s-a născut raportul juridic între emitentul ofertei și destinatarul ofertei și, drept urmare, emitentul ofertei nu are obligația de a menține oferta un termen rezonabil. Dacă vreți, nu sunt foarte convins de corectitudinea acestei afirmații, încă am dubii, dar îndrăznesc măcar cu jumătate de gură să o fac. Retragerea, deși implică și o manifestare de voință, în mod evident, este, dacă vreți, în primul rând, o operațiune materială sau pare a fi o operațiune materială. Oferta este luată înapoi, ca să spun așa. Sau în orice caz are și semnificația aceasta, dar, repet, nu sunt foarte convins de corectitudinea acestei afirmații. În orice caz, retragerea ofertei valorează retragere și poate fi făcută ca atare, fără să intre în coliziune cu revocarea ofertei, așa cum spuneam mai înainte, numai dacă ajunge la cealaltă persoană anterior ori concomitent cu oferta. Caducitatea ofertei. Spre deosebire de situația actuală, în articolul 1195 este reglementată expres caducitatea, după cum urmează, și o să menționez cazurile de caducitate, dar înainte de a vă spune că, la fel ca și în alte situații, au fost o serie de modele pentru acest text, și anume 1320 din Codul Civil Italian, 1392 din Codul Civil din Quebec, ca și textul corespunzător din principiile dreptului european al contractelor. Deci oferta devine caducă dacă acceptarea nu ajunge la ofertant în termenul stabilit sau în lipsă în termenul prevăzut de 1193 aliniatul 1, adică într-un termen rezonabil, dacă destinatarul o refuză. Decesul sau incapacitatea ofertantului, spune aliniatul 2 al textului, atrage caducitatea ofertei irevocabile numai atunci când natura afacerii sau împrejurarea o impun. Este adevărat că textul putea să fie ceva mai clar. Cred că însă el ne oferă suficiente elemente pentru a-l interpreta de o manieră satisfăcătoare. De vreme ce aliniatul 2 se referă la oferta irevocabilă, pera contrario, printr-un raționament pera contrario, mie mi se pare că decesul sau incapacitatea autorului atrage întotdeauna caducitatea ofertei atunci când este vorba de o ofertă revocabilă. Deci în cazul ofertei revocabile există cele două cazuri, prevăzute în aliniatul 1 de caducitate, și există și celelalte două formulate la un loc în aliniatul 2, respectiv decesul sau incapacitatea autorului. În cazul în care însă oferta este irevocabilă, cazurile de caducitate clare în afară de orice discuție sunt cele din aliniatul 1. În cazul aliniatului 2, dacă e vorba de o ofertă irevocabilă, după cum spune textul, decesul sau incapacitatea autorului, în cer iertare că mă repet, va interveni numai atunci când natura afacerii sau împrejurările o impun. Și iarăși aici, stimați magistrați, mi-e teamă că legiuitorul a lăsat pe umerii dumneavoastră ca în mod concret, ținând cont de situația de fapt, să determinați dacă, într-o asemenea ipoteză, natura afacerii sau împrejurările cauzei poate să determine, iertați-mă, pot să determine caducitatea ofertei. Discutând despre ofertă în general sau analizându-se oferta în general în doctrină, se face și aproape în mod necesar comparație cu alte mecanisme precontractuale, promisiunea unilaterală, promisiunea bilaterală de a contracta. Nu avem timp să ne referim cu privire la ele și, dacă îmi îngăduiți un punct de vedere personal, eu consider că ceea ce s-a spus despre în contextul reglementării actuale, în contextul doctrinei actuale, despre comparația dintre ofertă și antecontract, ofertă și promisiunea unilaterală de a contracta, sunt chestiuni care mutatis mutandis vor putea fi repetate și în cazul ofertei reglementate de noul cod civil. Drept urmare, o să vă cer îngăduința, eu mai rezist, dumneavoastră mai rezistați? Da? O să vă cer îngăduința să spun câteva cuvinte despre acceptarea ofertei.
Acceptarea ofertei este reglementată în articolul 1196 și modelul acestui text se regăsește în principiile dreptului european al contractelor, principiile unii droa și, mi se pare, chiar în articolul 18 al Convenției de la Viena. Acum, nu știu dacă, poate prea târziu, nu știu dacă nu cumva prea târziu, am să vă spun de ce am menționat și de ce cred că în doctrină va trebui menționat de acum înainte, cel puțin o bună perioadă de timp, va trebui menționată, iertați-mă, sursa de inspirație a acestor texte. Nu ca să arăt ce bine a fost informată comisia, ci pentru că dacă se cunoaște sursa de inspirație a acestor texte, care beneficiază de o analiză doctrinară și chiar de o aplicație jurisprudențială în țările în care sunt în vigoare codurile, dacă textele au fost inspirate de articole din coduri, asta va ajuta foarte mult și doctrina românească și jurisprudența să se contureze atunci când noul cod civil va începe să fie aplicat. De asemenea, dacă textele au ca sursă de inspirație principiile de unificare a dreptului european al contractelor sau dreptului contractelor la nivel european, există deja o doctrină relativ bine dezvoltată care analizează de ani de zile de când s-au pus pe piață aceste principii, le analizează și astfel acea doctrină poate să servească din nou clarificărilor din viitoarea doctrină românească și din viitoarea jurisprudență pe marginea noului cod civil. Revenind la acceptare, 1196 prevede că orice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare dacă indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la ofertă, astfel cum aceasta a fost formulată și ajunge la timp la cunoștința autorului ofertei. Și se face din nou trimitere la 1186 privind mecanismul încheierii contractului, care prevăd, după cum spuneam și mai înainte, în aliniatul 2, o modalitate de acceptare tacită a ofertei. Cu toate acestea, 1196 aliniatul 2 are o prevedere care mie mi se pare utilă, și anume că în principiu tăcerea nu valorează acceptare decât atunci când aceasta rezultă din lege, din acordul părților, din practicile stabilite între ele, din uzanțe sau din alte împrejurări. Cred că aici trebuie făcută următoarea distinție. Una este acceptarea tacită și alta este acceptarea prin tăcere. Pentru că, nu-i așa, se spune qui tacet cum loqui consentire videtur. Nu este cazul, cel care tace nu este considerat că a acceptat oferta, chiar dacă aceasta ar fi făcută, așa cum se spune în doctrină, în situații similare, exclusiv în interesul său, în filozofia, ca să folosesc un termen prețios, noului cod civil, tăcerea nu valorează acceptare decât, și nu repet, în cazurile arătate de articolul 1196, aliniatul 2. Ce este acceptarea? Ca și atunci când am vorbit despre ofertă, aceasta poate fi, definițiile acceptării date până acum în doctrină pot fi folosite, fără niciun fel de problemă, este manifestarea de voința destinatarului ofertei în sensul încheierii contractului. Nu vreau să intru în amănunte, ca și în cazul ofertei pot fi făcute clasificări ale acceptării, cea mai evidentă fiind acceptarea expresă sau tacită și rezultă chiar din reglementări, de vreme ce 1186 aliniatul 2 spune că dacă o anumită conduită a acceptantului semnifică acceptare, atunci asigur contractul se încheie, deci e vorba de acceptare tacită. Aș vrea să spun câteva cuvinte, apropiindu-mă încet, încet de finalul întâlnirii noastre, nu întâlnirii, prelegerii sau cum să spun eu, prezentării mele, spun câteva cuvinte despre condițiile acceptării. Condițiile, ca și în cazul ofertei, după mine, sunt condiții de fond și condiții de formă. În afara condițiilor generale pe care trebuie să le îndeplinească orice manifestare de voință, nu știu dacă am precizat acest lucru și în cazul ofertei, dacă n-am făcut-o, o fac acum, acceptarea trebuie să fie neîndoielnică și trebuie să ajungă la timp la cunoștința autorului ofertei, astfel cum rezultă din 1196. De asemenea, trebuie să concorde cu oferta, după cum spune 1197, iar în cazul unei oferte adresate unei persoane determinate, ca și de lege lata, ea trebuie să
emane de la destinatar, de la persoana determinată care i-a fost adresată oferta. Detaliind foarte pe scurt aceste condiții, în 1196 aliniatul 1, am spus deja, prevede că acceptarea trebuie să indice în mod neîndoielnic acordul de voință al destinatarului în consonant cu oferta. Același text dispune că acceptarea trebuie să ajungă în termen la destinatarul ofertei. Cu toate acestea, articolul 1198 dă efect și unei acceptări tardive în două situații, și anume, dacă ofertantul îl înștiințează de îndată pe acceptant despre încheierea contractului, adică deși acceptarea e tardivă, ofertantul îi spune imediat acceptantului, vezi că am primit târziu, dar contractul s-a încheiat. Și atunci când acceptarea a fost făcută în termen, dar din motive neimputabile acceptantului, a ajuns cu întârziere la ofertant. În acest caz, contractul se consideră încheiat dacă ofertantul nu îl înștiințează de îndată pe acceptant despre primirea tardivă. Reglementarea pare să fie puțin alambicată, dar mie mi se pare că este relativ clară și în orice caz, dacă nu m-am exprimat foarte clar, urmează întrebările și putem să reluăm problema. O a treia condiție de fond este aceea potrivit căreia acceptarea trebuie să concorde cu oferta, condiție care există și acum și este detaliată în articolul 1197, care seamănă puțin cu articolul 39 din codul comercial actual, seamănă și cu, sau este inspirat și de 1326 din codul civil italian și din nou din principiile de codificare europeană. Răspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci când cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei, nu respectă forma cerută, de exemplu, ofertantul a cerut să îi se răspundă, cum spuneam, în forma autentică, deși legea nu impune asta și acceptantul nu a răspuns în forma autentică, dar pot fi și chestiuni mai simple, a cerut să îi se răspunde pe mail și acceptantul i-a răspuns prin SMS. Putem să ne imaginăm tot felul de situații. Ajunge la ofertant după ce oferta a devenit caducă. Răspunsul acceptantului, și revenim la o idee pe care am evocat-o mai înainte, spune aliniatul 2, poate fi considerat după împrejurări ca fiind o contraofertă. În sfârșit, condiția referitoare la persoana destinatarului rezultă din articolul 1188 aliniatul 1, partea finală, care se referă la intenția ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ofertei de către destinatar, deci de către un anumit destinatar, cel căruia i s-a adresat. Condițiile de formă sunt relativ similare cu condițiile pe care le-am discutat în cazul ofertei și n-aș vrea să insist aici. Cred că pot sări peste unele aspecte pe care mi le-am notat pe fițuici, așa cum spuneam la început, și să încerc să concluzionez vorbind despre locul și momentul încheierii contractului. De fapt, în afară de asta, o să mă refer și la o reglementare nouă din această parte a codului civil, și anume situația unor clauze speciale. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Locul și momentul încheierii contractului. Acum, nu cred că este cazul să insist mai ales în fața dumneavoastră asupra importanței determinării locului și momentului încheierii contractului. Nu trebuie să insist nici asupra faptului că problema se pune atunci când contractul nu se încheie între prezenți și între absenți, între persoane care nu sunt în același loc. Sunt toate lucruri pe care le cunoașteți. Trebuie însă să insistăm asupra sistemului pe care îl propune noul cod civil și care va fi în vigoare începând cu 1 septembrie. Este vorba de articolul 1186, aliniatul 1, care prevede contractul se încheie în momentul și în locul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile. Nu întâmplător am subliniat, apăsând pronunțarea cuvintelor, această parte finală a textului, pentru că este foarte importantă. Vă reamintiți, desigur, că în sistemul actual încheierea contractului este bazată pe așa numitul sistem al informării, iar doctrina
a corectat acest sistem despre care se spune că e potențial generator de abuzuri, arătând că în momentul receptării, acceptării, se creează, se naște împotriva ofertantului o prezumție de informare, de luare la cunoștință cu privire la acceptare. Noul cod civil reglementează fără putință de tăgadă sistemul recepției. Acceptarea ajunge la ofertant, repet, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile. Vreau să vă spun că sistemul poate să vi se pare exagerat. Mie mi se pare rezonabil dacă ținem cont de necesitatea desfășurării cu celeritate și în siguranță a raporturilor juridice, a circuitului civil care astăzi înglobează, astăzi, de la 1 octombrie, va îngloba și ceea ce cunoșteam sub numele de circuitul comercial, cu atât mai mult cu cât majoritatea sistemelor de drept civil, convențiile internaționale, dar și proiectele de uniformizare a dreptului european, consacră același sistem. Principiile Unidroit, principiile dreptului european al contractelor, consacră sistemul recepțiunii, asigurând, într-o formulă pe care am găsit-o și eu în doctrină, o împărțire mai echitabilă a riscului transmiterii între autorul și destinatarul ofertei. De altfel, există un text de principiu, un articol 1200 din noul cod civil, care se referă la comunicarea ofertei acceptării și revocării. Oferta, acceptarea și revocarea acestora produc efecte numai din momentul în care ajung la destinatar, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ele din motive care nu îi sunt imputabile. Și mai departe, comunicarea acceptării trebuie făcută prin mijloace cel puțin la fel de rapide ca acelea folosite de ofertant, dacă din lege, din acordul părților, din practicile statornicite între acestea sau din alte asemenea împrejurări, nu rezultă contrariul. Acum, înainte de a trece la ultima parte a discuției și anume la menționarea întreagă a unor clauze speciale care au importanță în sistemul încheierii contractului pentru că au o anumită, o potențială greutate și chiar un potențial risc față de părți. Deci înainte de a discuta despre acestea, o mențiune cu privire la acceptare, ca și oferta, acceptarea poate fi retrasă în aceleași condiții, deci cu condiția ca ea să ajungă, retragerea să ajungă la destinatarul acceptării, care este ofertantul, înaintea acceptării propriu-zise. Noul cod civil, și spuneam că asta e partea finală a intervenției mele, reglementează în partea finală a consacrată încheierii, mecanismului încheierii contractului, regimul juridic al unor clauze mai aparte, reglementări necunoscute în sistemul actual, dar vă mărturisesc că m-am întâlnit deja cu vreo două cabinete de avocatură care organizează, ca și dumneavoastră, într-un mod absolut lăudabil, dezbateri, iertați-mă, pe noul cod civil și am constatat și mi-am reamintit din activitatea mea de avocat că aceste clauze sunt folosite în practică și astăzi, le-am folosit și eu când eram avocat și deci reglementarea lor nu este inutilă. Este vorba de clauzele externe la care se referă articolul 1201 și care text prevede că dacă prin lege nu se prevede altfel, părțile sunt ținute de clauzele extrinseci la care contractul face trimitere. Drept urmare, contractul se consideră încheiat în momentul întâlnirii ofertei cu acceptarea, după cum discutam mai înainte, și acel contract, dacă face trimitere la clauze externe, ele fac parte din contract, părțile sunt ținute să le respecte. Această reglementare este oarecum într-un crescendo, pentru că reglementarea sau prevederea referitoare la clauzele externe este de-a dreptul benignă și nu pune niciun fel de problemă și este de bun simț, chiar dacă n-ar exista, desigur că soluția pe care am dat-o ar fi aceeași. O problemă ceva mai complicată sunt puse de clauzele standard reglementate de articolul 1202. Clauzele standard sunt acele
stipulații care sunt stabilite în prealabil, spune aliniatul 2 al textului, de una dintre părți și care sunt utilizate în mod general și repetat, fiind incluse în contract, fără să fi fost negociate cu cealaltă parte. E, aici există evident un pericol. În momentul în care există acest tip de clauze standard, au loc negocierile și la semnare, una dintre părți se pomenește pe lângă clauzele negociate și cu un set de clauze standard în contract, care evident nu au fost negociate, pentru că de aceea spuneam sunt denumite clauze standard. Codul spune în aliniatul 3 al articolului 1202 și soluția este rezonabilă, clauzele negociate prevalează asupra clauzelor standard. Deci dacă există clauze negociate care sunt diferite de clauzele standard, se aplică acele clauze negociate și nu clauzele standard. Și în sfârșit aliniatul 4 care rezolvă într-o formulare ceva mai amplă situația în care ambele părți folosesc clauze standard, nu vreau să insist asupra lui pentru că printre altele nici nu mai avem timp. Și în sfârșit vorbeam de un crescendo, cea mai gravă dintre clauze care poate să apară între părți este așa numita clauză neuzuală. De ce neuzuală? Pentru că așa îi spune denumirea marginală articolului 1203. De fapt este vorba de acele clauze standard pe care le folosește o anumită parte și care prevăd în folosul celui care o propune sau care le propune, iertați-mă, care le folosește, o serie de beneficii. Limitarea răspunderii, dreptul de a denunța unilateral contractul, de a suspenda executarea obligațiilor sau care prevăd în detrimentul celelalte părți decăderea din drepturilor, din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, restrângerea libertății de a contracta cu alte persoane, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă, clauze compromisorii sau, iată ce vă interesează, poate în mod deosebit, clauze prin care se derogă de la normele privitoare la competența instanțelor judecătorești. Deci toate aceste clauze pe care eu îmi îngăduiesc să le numesc exorbitante nu produc efecte decât dacă sunt acceptate în mod expres, înscris de cealaltă parte. Sperând că în ceea ce mă privește în prezentarea pe care v-am făcut-o, nu am abuzat în mod exorbitant de răbdarea și timpul noastră, vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări pe care să le adresați domnului profesor. De ce m-am temut cel mai tare? Ți-am spus eu că ești agentul lui Dan Chiric aici. Nu, îmi cer scuze, aici reprezint INPPA-ul Cluj și voi fi avocat până la capăt. Niște întrebări punctuale. Sigur, în primul rând vreau să vă felicit pentru excelenta prezentare. Mie mi-a plăcut în mod deosebit. Dar sunt câteva lucruri care eu simt nevoia de lămurire. Sper să intereseze la fel de mult și pe ceilalți. Pentru început ar fi la 1168 cod, din nou cod civil, în care se spune că atunci când avem de-a face cu un contract nenumit, se vor aplica regulile de la contractul cu care acesta se aseamănă cel mai tare. Sincer, din punct de vedere practic, dacă aș fi acum pus să redactez un astfel de contract, repet, eu vin din postura de avocat, prima întrebare ar fi, totuși, care au fost criteriile gândite de legiuitor pentru a determina contractul cu conexiunea cea mai apropiată și ca să nu... Deci tot la acest punct. A doua întrebare este, dacă avem la acel contract care, după criteriile cu privire la care se zice că am ajuns de acord, s-ar asemăna cel mai tare acest contract nenumit, dacă acest contract... are niște norme imperative speciale de aplicare strictă pentru acel contract. Le putem mutatis mutandis duce și la celălalt contract nenumit numai pentru faptul că se aseamănă cel mai mult cu el sau nu? Sper că am fost suficient de clar cu întrebarea. Da. Am mai multe răspunsuri. Primul răspuns este că nu face parte din domeniul prelegerii mele, nu m-am pregătit și nu răspund. Eu că nu, mă aprobă și Bogdan. Al doilea răspuns este că, și dragă Șerban, probabil că ai vrut să spui asta, dar ai sărit, ai trecut direct la ce te interesează, ai prezentat trunchiat norma, o spun cu toată prietenia. Da, da. Pentru că, de fapt, contractelor nereglementate de lege, adică contractelor nenumite, li se aplică prevederile prezentului capitol, adică
teoria generală a obligațiilor, așa cu un termen pe care îl cunoaștem cu noi, și abia dacă nu sunt norme în principiile generale ale obligațiilor, contractul care se aseamănă cel mai mult. Acum, aici, cred că Bogdan își aduce aminte, într-adevăr a fost o discuție în comisie, discuție care, din ce mi-aduc eu aminte, n-a mers până la detaliile pe care le-ai evocat aici. A fost, în primul rând, o discuție de principiu. O altercație chiar, adică s-a ajuns chiar la, să spunem la ce s-a ajuns, nu. Da. Da. Va să zic că a fost o dispută între două soluții sau între două facțiuni ale comisiei care susțineau fiecare o soluție diferită. Unii care susțineau soluția care este și soluția actuală, chiar dacă nu-i prevăzută expres de cod. Vă aduceți aminte toată discuția, contractul de întreținere care n-are reglementare și dacă îi se aplică regulile la renta viageră sau principiile teoriei generale a obligațiilor, etc., etc. Și soluția însușită de doctrină și de jurisprudență este cea care a fost turnată aici în forma normei juridice, adică se aplică teoria generală a obligațiilor și abia apoi, dacă nu e îndestulătoare aceasta, se aplică normele la contractul cel mai apropiat. Problema pe care ai pus-o mi se pare extrem de interesantă, eu mărturisesc că nu m-am gândit până acum la ea și, ca să fiu sincer, n-am niciun răspuns, pentru că, nu știu dacă mă ajută Bogdan, pentru că, într-adevăr, e o problemă. Adică ceea ce spui tu e următorul lucru. Bun, nu avem norme în principiile generale, nu le găsim. Există un contract cu o configurație foarte apropiată, dar legiuitorul, dintr-un motiv sau altul, în reglementarea acelui contract a pus niște norme imperative pe a căror aplicare pe mine mă deranjează în calitate de parte în contractul nenumit. Și întrebarea este, se aplică acele norme imperative de la contractul cel mai asemănător? E corect? Am înțeles corect întrebarea? Așa este, da. Mă mărturisesc că nu am un răspuns. Tendința, prima pornire ar fi ca să spun că dacă sunt norme de ordine publică și raporturile juridice născute de contractul nenumit sunt foarte asemănătoare cu raporturile juridice conturate în reglementarea contractului cu configurația cea mai apropiată, și repet, dacă e vorba de norme de ordine publică, aș înclina să spun că se aplică, dar înțeleg și reticența și pot să înțeleg și argumentele contra care se pot aduce împotriva acestui răspuns, care, repet, e un răspuns la prima vedere superficial. Dacă-mi îngăduiți, și numai pentru că m-a invitat domnul profesor Baias, bunul meu prieten, că prietenia ca și vocația succesorală reciprocă. Discuția care, știți foarte bine, s-a făcut în legătură cu contractele numite și contractele numite, este o discuție care a avut ca teren favorit contractul de întreținere. Acest teren dispare după 1 octombrie 2011, mai exact, dispare pentru contractele de întreținere care se încheie după 1 octombrie 2011. Discuția rămâne una de luat în considerare pentru contracte de întreținere încheiate înainte de această dată. Un auditor de justiție a observat la un seminar de drept civil, o dezbatere de drept civil în cadrul Institutului, că în Codul Civil la materia rente viagere nu scrie nicăieri că renta trebuie executată în bani. Și asta a fost pentru mine cel puțin observație șocantă, care mi-a alimentat o altă observație sau altă bănuială. În fond, la rentă viageră și la contract de întreținere vorbim de același business. Cineva vrea să-și asigure un confort, doar că cel de la renta viageră are suficientă hârnicie încât să ia banii să-și facă singur traiul, în timp ce cel de la contract de întreținere e mai comod și vrea să-i se aducă mâncare acasă. Pentru acest motiv, una dintre facțiunile comisiei care a fost pomenită aici de domnul profesor Baias, am mers pe soluția Alexandrescu de ultimă oră, care nu știu ce ultim tom, a spus că a meditat mai bine asupra acestui subiect. Ce reglementare să aplicăm la contractele nenumite? Să aplicăm dreptul comun, teoria generală a obligațiilor, sau să aplicăm reglementarea care este destinată contractului, cu care contractul nenumit prezintă cele mai multe asemănări? Și ce înseamnă aceste asemănări? Înseamnă un element de calitate. Nu contează aspectul de cantitate. Avem puncte comune 3 din 7. Contează asemănare din punct de vedere al tipului de afacere la care s-au gândit părții. Bineînțeles că n-am în vedere doar raporturile comerciale, folosesc afacere într-un sens mai larg.
Și cumva practica actuală confirmă acest lucru, pentru că de cel mai multe ori știm foarte bine contractele de întreținere nu se încheie decât pentru a eluda rezerva succesorală. Iar judecătorii sunt primii care află acest adevăr, pentru că sunt sesizați cu numeroase acțiuni în care creditorul întreținerii și aduce aminte că nu i s-a prestat întreținere, dar nu i s-a prestat întreținere că nici nu s-a pus problema să se presteze. S-a apelat la întreținere pentru că donația nu se putea face, era riscant, iar o vânzare, cumpărare pe prețul imobilului, în condiție în care cumpărătorul, prieten al vânzătorului, notoriu, n-ar fi avut banii să plătească pentru acel preț, deci simulația era la ordinea zilei, nu era nici asta o variantă fezabilă. Și atunci, contract de întreținere. Oricine poate presta întreținere ca să dobândească acum un drept de proprietate. Deci scăpăm de rezerva succesorală. Rezerva succesorală, bineînțeles, se menține și după nou cod civil, deci vom avea în continuare contracte de întreținere. Eu cred că până la sfârșit, soluția care a ieșit și care a fost adoptată și de Parlament este o soluție cumva de compromis, pentru că, așa cum a subliniat și domnul profesor Baias, observați că prima trimitere se face la prevederile prezentului capitol, deci cumva spre dreptul comun, mai exact e capitolul legat de contracte, nu de tăierea obligațiilor, și în lipsă, la contractul cu care contractul denumit prezintă cele mai multe elemente de asemănare. Nu cred că trebuie să supraestimăm cantitativ impactul practic acestei dispoziții, pentru că, repet, nu mai vorbesc, întreținerea intră în zona contractelor numite. Doi la mână, după cum știm foarte bine, pe măsură ce cicutul civil se devine mai sofisticat, din ce în ce mai puține contracte ajung să fie sau să rămână contracte nenumite. Sigur, e suficient unul ca problemă de principiu și chiar de practică, și judecătorul trebuie să o rezolve. Părerea mea este că, de fapt, soluția actuală dă satisfacție lui Alexandrescu de ultimă oră, pentru că, de foarte multe ori, dispozițiile prezentului capitol care se referă la contract în general nu vor ajuta foarte mult și atunci te vei duce la contractul reglementat cu care, prin spiritul afacerii, contractul denumit seamănă cel mai mult. Și eu cred că este un criteriu onest. Doar că, repet, legiuitorul de stil nou n-a vrut să spună direct: ne ducem la contractul care se prezintă asemănări. Și asta poate crea anumite dificultăți. Poate am vorbit prea mult și prea repede. Cam atât, mulțumesc și eu. În principiu m-am lămurit. Acum, cu speranța, și sper să nu abuzez de răbdarea noastră, că a doua întrebare se potrivește exact pe temă, că mi-a fost inspirată de prelegere. Legat de încheierea contractelor, și anume de aspectul că există clauzele esențiale cu privire dacă am căzut de acord, contractul este încheiat chiar dacă anumite elemente neesențiale încă n-au fost stabilite. Și acum, coroborând cu 1197 din nou cod civil cu privire la ofertă și acceptare și oferta necorespunzătoare, mi-am ridicat următoarea întrebare. Poate că e oportună sau poate că nu, dar m-am gândit, dacă am de-a face cu o ofertă care o ofertă fermă, care precizează toate elementele esențiale, eu ca și destinatar al ofertei doresc să accept această ofertă în ceea ce privește elementele esențiale și, suplimentar, să impun pentru niște elemente neesențiale să fie și acestea partea a contractului. Dacă ne ducem la principiu, dacă elementele esențiale sunt determinate, atunci contractul este încheiat, ar părea că acceptarea este făcută. Pe de altă parte, avem ceea ce ne-ați explicat foarte frumos, dacă bine am înțeles, acea distinție făcută de doctrina și practica elvețiană, articolul 2, sursa de inspirație, care spune, sunt elementele esențiale atât cele obiective, cât și cele subiective determinate de voința părților. Acum, întrebarea mea este, primesc o ofertă care are definite toate elementele obiective esențiale, cu care sunt de acord fără nici cea mai mică rezervă, dar adaug la această acceptare niște elemente neesențiale, subiective, care eu, din punct de vedere subiectiv, vreau să devină esențiale. Sigur, cu privire la această problemă, ofertantul încă nu și-a spus punctul de vedere, adică nu a acceptat că este o problemă, este o chestiune esențială. Și atunci mă întreb, într-o situație practică, ofertantul primește înapoi și spune, bun, contractul este încheiat și urmează să mai detaliem aceste mici elemente neesențiale. Pentru că, din punctul meu de vedere, eu nu le-am considerat pe acelea esențiale, că sunt elemente subiective ale tale, sau, dimpotrivă, rămâne pe ceea ce este clasic acum și spunem, dacă am adăugat chiar niște elemente neesențiale la oferta primită, atunci nu este acceptare, ci este o contraofertă. Mie mi se pare că
Ceea ce trebuie să avem în vedere este exact clasificarea pe care ați evocat-o și la care m-am referit și eu. Și ceea ce rezultă din această clasificare nu este caracterul esențial sau neesențial, ci faptul că o parte poate să considere anumite elemente care pentru partea cealaltă sunt neesențiale, ca fiind pentru ea esențiale. Alea sunt esențiale în mod subiectiv. Nu știu ce exemple pot să dau, dar cred că ne putem închipui cu toții. Deci sunt de acord să cumpăr, nu știu dacă cumpăr un autoturist, să zicem, și pe exemplu poate e prea banal, are toate caracteristicile tehnice, dar pentru mine e esențial să fie alb. Nu? Poate pentru dumneavoastră e esențial să fie argintiu și așa mai departe. Evident, într-o asemenea ipoteză, ceea ce dau eu prin manifestarea mea subiectivă de voință, dau pondere de elemente esențiale unei chestiuni neesențiale. Și atunci, dacă i-am dat această pondere, m-aș duce și la articolul 1185, pe care l-am menționat, elementele de care depinde încheierea contractului. Atunci când în timpul negocierilor o parte insistă să se ajungă la un acord asupra unui anumit element, etc., etc., contractul nu se încheie până nu se ajunge la un acord cu privire la aceasta. Din această perspectivă, eu aș califica manifestarea de voință a acceptantului ca o contraofertă, așa cum spune, da, cumpăr autoturismul, dar vreau să fie de culoarea cutare, și contractul în acel moment ar fi încheiat numai în măsura în care ofertantul la rândul lui este de acord cu manifestarea de voință a acceptantului. Nu cred că, deși dacă m-aș opri la același exemplu, deci nu cred că în măsura în care acceptantul dă forță de element esențial unei chestiuni colaterale, se poate considera încheiat contractul. Dar dacă mă gândesc la modul în care poate acționa ofertantul și la ping-pong-ul, iertați-mi expresia, comunicărilor între cei doi, se poate ajunge și la soluția pe care ați evocat-o și care este cea din 1182 aliniatul 2, și anume ca eu să-i spun că vreau o mașină de culoare albă, el să-mi spună, da, domnule, o să vedem cum o să fie culoarea, hai să cădem de acord asupra mașinii, capacitate cilindrică, etc., etc., și o să spun, bine, domnule, hai, uite, cumpăr mașina, am încheiat contractul și culoarea o stabilim mai târziu. Dar nu se poate realiza din prima, din punctul meu de vedere, din prima reacție a acceptantului, așa cum ați evocat dumneavoastră, această încheiere a contractului bazată numai pe elementele esențiale, obiective, pentru că, repet, în ipoteza dumneavoastră, acceptantul dă putere sau dă forță de elemente esențiale unor chestiuni care nu au această caracteristică. Nu știu dacă răspunsul a fost foarte clar. Mulțumesc. Și părerea mea este că în acest sens... Și atunci de ce m-ați mai întrebat? Pentru că n-am fost sigur și cred că și la multe alte aspecte încă n-avem cum să fim siguri. Și sper că nu abuzez de răbdarea dumneavoastră. O ultimă întrebare pur practică, legată de 1203, ceea ce ne-a spus acum ultima dată. Da. Și în concret legat de clauza compromisorie sau respectiv de clauza atributivă de competență, care cred că interesează în egală măsură și avocații și cei care sunt arbitri la tribunale arbitrale și magistrații în ceea ce privește acțiunea în anulare. Se spune în ceea ce privește valabilitatea clauzei compromisorii sau, mă rog, producerea de efecte a clauzei compromisorii sau a clauzei atributive de competență, că trebuie acceptată în mod expres înscris de către cealaltă parte. Aparent clar textul, doar că acum întrebarea mea practică, concretă, ca și tehnică de redactare a unor astfel de înscrisuri. Ce a dorit legiuitorul să înțeleagă prin acceptare expresă? Trecem în corpul contractului o clauză obligatoriu, doar atunci iau în considerare. Este suficient să semneze cealaltă parte pe condițiile generale care le atașez ca anexă la contract? Sau este suficient a treia variantă să fie o simplă mențiune în cuprinsul contractului care să spună fac parte integrantă din acest contract și clauzele standard ale uneia dintre părți și prin aceasta să fie considerată acceptată? Mă gândesc la situația practică, dar totuși relativ des întâlnită, în care este sesizat tribunalul arbitral sau este sesizată instanța cu o cauză, pârâtul, cel care eventual ar putea să invoce lipsa de efect aceste clauze, nu se prezintă. Da? Și cel puțin conform regulilor arbitrale, ca și arbitru ești obligat la primul termen să te pronunți asupra competenței. De asemenea, instanța verifică din oficiu competența la primul termen și nu poți să verifici
personal cu cealaltă parte dacă ea a fost sau nu de acord cu această clauză. Cum verific în scris acesta din punctul de vedere al legiuitorului? Întrebarea Mulțumesc. E foarte bună, pentru că ea confirmă mai multe lucruri care s-au întâmplat sau s-au spus. În primul rând, confirmă ce am spus eu la început. Iată, avocații de la 1 octombrie, redactând un asemenea contract, vor trebui să știe ce să facă acolo. În al doilea rând, confirmă faptul că mai multe persoane s-au gândit la această problemă și că e o problemă delicată, pentru că v-am spus că am fost la o dezbatere similară acolo. De fapt, acolo m-am dus să vorbesc despre profesioniști, pentru că, mai ales pentru avocații de comercial, chestiunea asta cu unificarea dreptului privat naște niște coșmaruri, cel puțin la fel de mari ca și pentru unii dintre magistrați, din câte știu. Și am ajuns vrând nevrând la încheierea contractelor și am încercat și acolo stratagema cu nu m-am pregătit pentru chestia asta, dar nu mi-a ieșit. Deci e o chestiune, lăsând gluma la o parte, extrem de serioasă. Și acolo, dacă mi-i îngădui să-i citesc pe colegii și noștri avocați, au pus exact aceleași variante pe care le-a spus dumneavoastră. Adică au spus, dom'le, textul e stupid. Sigur, nu m-am simțit foarte confortabil în fața acestui calificativ. Pentru că, zice, dacă semnează cum îi punem noi pe toți clienții să semneze pe fiecare pagină, de ce mai trebuie să-i pun o clauză la sfârșit că a citit, cum știți cum e și clauza notarială, care a citit și a consimțit la semnarea acestui act, etc., în atâtea exemplare. Strict rațional, nu știu dacă pot să accept că textul e stupid, dar aș putea să accept interpretarea că dacă partea semnează pe fiecare pagină a contractului, inclusiv pe pagina pe care e clauza, ar trebui să ajungem la concluzia că ai acceptat-o în mod expres. Dar le-am spus colegilor avocați, neștiind cum vor reacționa în viitor, deci nu de la 1 octombrie, peste un an, peste doi, colegii magistrați, că cel mai prudent mie mi se pare și exact în ceea ce privește clauza compromisorie, că ar trebui ca asemenea contracte care conțin asemenea clauze să aibă undeva la sfârșit o mențiune pe care să o semneze în mod expres cealaltă parte, care să spună am citit clauzele 1, 5, 7, 12, clauze care se regăsesc în 1203 și sunt de acord cu conținutul lor și să semneze expres. Asta e cea mai prudentă abordare din punctul meu de vedere. Pentru că altfel, nu știu ce spun colegii noștri magistrați, dar e foarte posibilă soluția potrivit căreia un judecător să spună da, a semnat pe toate paginile contractului, dar asta nu însemnează că a acceptat în mod expres clauza 1, 2, 5, 17 care are sau care au conținutul respectiv. Vă mulțumesc. Mai puțin că mai avem și sus. Da, da, nu, n-am da. Plecat. Da. Încă. Nu, eu n-aveam o întrebare, ci pur și simplu îmi imagineam și alte modalități practice de a se da eficiență acestui text. Ca magistrat de comercial, la fel de speriat de nou cod civil ca și avocații de comercial. Sunt modalități în fel și fel. Ori fiecare clauză de genul acesta, întocmim o filă separată, semnăm în mod separat pe ea. Ori întocmim un set de condiții speciale și facem referire că e trimitere la 1203 și semnăm în mod special asemenea clauze. Modalități în concret vor fi foarte diferite. Da, acum nu vreau să, mai ales că sunteți toți magistrați aici și știu ce constrângere aveți, nu vreau să, Doamne ferește, să mă bănuiesc că fac politică, dar a fost un seminar pe problema noului cod civil la Banca Națională și mai mulți bancheri, nu din cadrul Băncii Naționale, din băncile comerciale, au acuzat codul ca fiind de stânga, inclusiv pentru asemenea clauze. Pe bancher, noi am crezut că am făcut unul de dreapta, da. Dar nu ne-a ieșit. Pe bancher, cred că îi sperie cel mai mult nu neapărat această clauză, ci posibilitatea mai extinsă a magistratului de a interveni în voința contractuală. Aia îi sperie, da, de fapt, cel mai tare. Da. Mai ales pe teoria impreviziunii, dar cred că e o clauză care era necesară, așa cred eu. Mai sunt întrebări? Mai sunt alte? Da. Numai puțin să vă dea și microfonul. Da, mulțumim. La un moment dat ați menționat dumneavoastră faptul că ar fi, din anumite puncte de vedere, ce puțin așa am înțeles eu, de dorit reglementarea răspunderii pentru revocarea ofertei să fie transformată dintr-o răspundere delictuală într-una contractuală. Să încheie un contract care să detalieze modalitatea în care părțile vor negocia.
A spus că așa se procedează. N-am spus că am zis că ar fi fost de dorit ca, iertați-mă că vă întrerup, ca această ipoteză practică, o ipoteză care se regăsește în practică, să fi fost și ea reglementată. Pentru că în practică, de multe ori, părțile care... Nu, domnul Șerban, se întâmplă chestia asta. Fac un, cum îi spune, MOU sau nu știu cum îi spune, sau pact de negociere, așa, în care, da, sigur că, iarăși știu din practică, pentru că firmele mari de avocatură folosesc așa un fel de romgleză, multe dintre ele spun că e un document non-legally binding, adică e un pact de negociere, dar practic este un pact care doar organizează administrativ negocierea, nu reprezintă neapărat un contract. Dar dacă n-are o asemenea mențiune, atunci e un contract. Și eu am spus că aceasta fiind realitatea, ar fi fost de dorit să se reglementeze. N-am spus că ar fi fost de dorit ca răspunderea în cadrul negocierilor să devină una contractuală. Da. Îmi cer scuze, aveți dreptate. Dar vreau să vorbesc și cumva ați anticipat întrebarea. Tocmai pentru că aceste pacte de negociere, aceste documente inspirate de dreptul anglosaxon și-au găsit locul în practică, în ce măsură credeți că mai pot funcționa după intrarea în vigoare a codului civil? O astfel de prevedere pe care ați menționat-o e foarte des întâlnită. Prezentul contract, acord, înțelegere, sunt diverse denumiri, este binding, este obligatoriu, angajează părțile doar cu privire la anumite secțiuni, de obicei cele referitoare la confidențialitate, eventual cele referitoare la exclusivitate și cele la legea aplicabilă și jurisdicție. Toate celelalte prevederi nu sunt binding, nu sunt obligatorii pentru părți. Cum credeți că funcționează și în ce măsură este de ordine publică acea prevedere referitoare la faptul că părțile trebuie să negocieze cu bună credință? În sensul că de foarte multe ori se semnează un document, ulterior planurile se schimbă. La un moment dat am inițiat negocierea, aveam o anumită strategie, ulterior strategia s-a schimbat. De ce? Pentru că mie mi se pare că noua reglementare oferă o mult mai mare putere ofertă. Înainte, cum spuneați dumneavoastră, oferta era revocabilă, acum s-a schimbat cumva, oferta este irrevocabilă, e foarte greu de revocat. Numai că oamenii se răzgândesc. Mie mi se bine, pare că... să fiți prudent, iertați-mă că vă întreb. De acord. Prudent, nu faceți o ofertă cu termen, nu e irrevocabilă. Dacă ați zis, i-a spus un termen, a devenit irrevocabilă. De acord. Numai că întrebarea era legată de... dacă prudența poate fi cumva concretizată într-un acord care să reglementeze tocmai faptul că oferta este revocabilă, poate fi revocabilă oricând pe parcursul negocierilor. Deci să revină sau să dea efect acelui principiu de non-binding. În ce măsură considerați că ar funcționa? Păi nu știu, mi se pare că ați pus mai multe întrebări într-una singură, ceea ce sigur nu e un defect în sine, totul e să le dezlușesc eu cum trebuie. Dacă vorbim de, ne întoarcem la prima parte a întrebării dumneavoastră, în măsura în care există un document, deci un înscris care constată manifestarea de voință a părților pentru organizarea negocierilor, trebuie cercetat care sunt obligațiile care rezultă din acel document. Poate să fie un document care să nu fie, cum spuneam, obligatoriu pentru părți, deci să nu constituie un contract, fie el și de organizarea negocierilor în integralitatea sa, poate să fie unul care, așa cum spuneați foarte bine, pentru că am văzut asemenea cazuri, să spună că doar clauza cu tare și cu tare și cu tare este obligatorie și restul au doar un rol administrativ, cum iarăși spuneam mai înainte. Deci, în mod concret, trebuie văzut care din acele clauze au sau nu natură contractuală și după caz încălcarea uneia sau alteia înseamnă răspundere delictuală sau răspundere contractuală după caz. În ceea ce privește, mi s-a părut că și asta e o întrebare, rolul bunei credințe, probabil că n-am fost eu foarte clar, am spus sau am vrut să spun la un moment dat că este o chestiune de fapt. Asta aveți perfectă dreptate. Raporturile, ca să nu mai zic comerciale, să ne obișnuim cu noua terminologie între profesioniști, sunt extrem de dinamice. Faptul că se schimbă strategia negocierilor nu înseamnă că negocierile au fost purtate cu rea credință. Partea care consideră că schimbarea strategiei negocierilor s-a făcut cu rea credință trebuie să dovedească asta. Cum o dovedește?
Dacă magistratul va considera că a fost dovedită sau nu, este cu totul și cu totul altă discuție și nu putem să o purtăm aici. Putem să ne imaginăm 100 de exemple și tot să n-ajungem la o, și, în ciuda acestui fapt, să n-ajungem la o concluzie. Drept urmare, este, repet, o chestiune de fapt. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările. Da sau nu? Cel puțin mi-ați dat niște elemente interesante la care să mă gândesc. Mă gândeam dacă este posibil. Mi se pare foarte interesant modul în care ați explicat dumneavoastră buna credință. Practic, buna credință e ceva ce urmează să fie apreciată ulterior. Mă gândeam că poate fi inclusiv reglementată. Pot să prevăd în acel document de administrativ care sunt cazurile în care revocarea sau încetarea negocierilor nu va fi considerată... Asta puteți să o faceți, libertatea dumneavoastră, libertatea contractuală. După cum codul dă un exemplu în 1183, parcă nu, sau 1182, da? 1183, aliniatul 3. E contrară existențelor bunei credințe, conduită a părții care inițiază sau continuă negocieri fără intenția de a continua, de a încheia contractul. Am menționat acest lucru. Deci e limpede. Dacă se face dovadă, dacă n-a existat intenția de a încheia contractul, e clar că a fost o conduită de rea credință. Dacă mai sunt alte întrebări, da? O întrebare. Da? Se aude. Vocea mi-e cunoscută. Să-mi pun și ochelarii. Domnul Alunaru. Cristian Alunaru, da. Mă bucur să vă văd. Avocat și conferențiar de drept civil. Cunoscut de noi, cum se scrie altă dată în procesele verbale ale... Vă mulțumesc pentru... Va trebui să gândesc foarte bine întrebarea dacă începeți cu asemenea introducere. Bun, întrebarea e foarte punctuală și în legătură cu... problema discutată deja. Eu aș vrea să vă întreb dacă în comisie s-a discutat cumva... Răspunsul e nu. Nu, că sunt niște consecințe, sunt obligat să fac niște comparații permanent cu dreptul german datorită proiectelor în care sunt implicat la Viena și... Asta ar fi întrebarea, dacă s-a discutat în comisie și dacă s-a discutat, de ce nu s-a adoptat totuși acest sistem pentru această fază precontractuală în care există răspundere de revocare a ofertei, răspundere pentru conduită cu rea credință și așa mai departe, în care este evident că nu s-a format încă un contract și nu putem aplica răspunderea contractuală și noi, prin tradiție, o considerăm că este răspundere delictuală. N-ar fi fost interesant sistemul pe care se pune accent foarte mult, cel puțin în dreptul austriac, da, cred că și în cel german, o răspundere specială numită răspundere precontractuală numită cu un termen latin culpa in contrahendo, spre rușinea noastră care suntem de origine romanică și nemții saxoni folosesc acest termen. Deci ideea este, dacă acest sistem n-ar fi fost interesant de implementat și la noi, de a introduce această răspundere specială cu acest titlu, s-au făcut încercări în literatură. Primul l-am găsit pe profesorul Albu prin anii 93 într-o revistă Dreptul, vorbind de culpa in contrahendo. Profesorul Liviu Pop, în tratatul ăsta de contracte, cel nou scos, iarăși pe mai multe pagini, se vorbește răspunderea precontractuală. Deci dacă ar fi fost poate util pentru practică a se implementa acest sistem și dacă nu, care ar fi fost rațiunea, de ce am rămas... fără răspundere precontractuală, numită culpa in contrahendo, când poate ar fi fost ocazia ca în noul cod civil să avem și noi o răspundere specială pentru această fază. Poate că sunt niște rațiuni care duc la neacceptarea unei asemenea concepții, dar aș fi fost foarte interesat să știu dacă s-a pus această problemă în comisie. Vă mulțumesc. Da, vă mărturisesc că, deși am glumit mai înainte, sunt tentat să dau același răspuns, adică efectiv nu mi-aduc aminte dacă, din punct de vedere teoretic și ca potențială reglementare, am purtat o asemenea discuție, nu știu dacă Bogdan își aduce aminte. Deci nu știu ce să vă spun. Mă asigur că orice reglementare este binevenită. După cum știți că în teoria dreptului există și opinia potrivit căreia excesul de reglementare nu e de dorit. Chiar nu am un răspuns. Cum spuneam și mai înainte, am fost
întrebat de colegii francezi, de ce n-am reglementat și această chestiune care în mod evident este cel puțin la fel de importantă ca aceea evocată de dumneavoastră și ridicată de colegii mei mai înainte, și anume răspunderea în cazul organizării contractuale a negocierilor. Și cred că lucrurile se apropie puțin. Nu sunt foarte familiarizat, vă mărturisesc, cu dreptul austriac și dreptul german. Cunosc problema mai mult din auzite, cea evocată de dumneavoastră, dar nu am un răspuns. Sau dacă vreți, răspunsul este în felul următor. Sigur că poate ar fi fost utilă reglementarea, dar în momentul de față nu pot să vă spun de ce nu am adoptat-o. Oricum, ceea ce există în cod este un pas înainte și... Bine, sigur că noi ne apărăm nu, sărăcia și nevoile și neamul, așa. Și deci nu pot să vorbesc de rău despre produsul muncii noastre, dar suntem suficient de obiectivi să recunoaștem că are și limitele lui ca orice, iertați-mi expresia poate prețioasă, operă umană. Drept urmare, cred că în materia asta este un pas înainte. Cred că are lipsuri, probabil că unul dintre lipsuri este cel evocat de dumneavoastră. Nu știu de ce lipsește reglementarea evocată de dumneavoastră, dar ca să completez răspunsul și cu asta o să-l și închei, cred că indiferent cum îi spunem, că îi răspunem răspundere precontractuală, că îi dăm o natură juridică delictuală, că îi dăm o natură juridică contractuală, că știu eu eventual... Putem la un moment dat să identificăm o natură juridică mixtă, nu mi-e foarte clar în momentul ăsta. Important este să găsim soluția pentru rezolvarea eventualului litigiu dintre părți și aici sigur că magistrații la rândul lor vor avea un rol foarte important. Vă mulțumesc foarte mult. Ideea nu era să copiem neapărat un alt sistem german sau așa mai departe, dar l-a sintetizat în câteva cuvinte mai bine decât aș fi vrut eu să întreb, adică dacă deja noul cod intră în reglementarea acestei probleme inexistente în vechiul cod, adică această fază precontractuală care la noi, datorită consensualismului, nu există. Oferta, acceptare și am încheiat discuția. E, în dreptul modern, faza de negociere durează foarte mult și devine interesantă această fază și ca răspundere și ca reglementare. Și asta era întrebarea, dacă deja s-a intrat în reglementarea ei, poate că ar fi fost frumos să o ducem până la capăt și să-i dăm și o denumire și să facem și o categorie de răspundere specială, așa cum s-a propus în literatură. Vă mulțumesc frumos. Dacă îmi permiteți, domnul profesor, e destul de târziu să mai criticăm acum ce anume s-a făcut. Acum cred că trebuie, suntem în situația de a interpreta nu e cazul să... Nu e o critică, ați văzut. E de fapt un... Să fiți avocatul meu, dar eu cred că, dacă mi-i îngăduiți să spun, orice critică e binevenită, pentru că poate să se sizeze chiar și criticile venite din partea lui Dan Chirică. L-am menționat, este... pentru că, dar lăsând gluma la o parte, nu e o operă perfectă. O să ne dăm cu toții seama. Deci eu nu vă ascund că lucrez împreună cu un colectiv foarte amplu la un comentariu al noului cod civil, sperăm să apară undeva, nu spun editura ca să nu ziceți că fac publicitate, sperăm să apară undeva în decembrie-ianuarie și eu personal am constatat, vreți să vă spun secretul până la capăt, la texte pe care eu le-am scris, nu, Bogdan? E normal, ia zi. Da. Că puteam să le scriu mai bine. Dar, în fine, probabil că și dumneavoastră în calitate de magistrați, dacă recitiți o hotărâre pe care ați redactat-o acum o săptămână, spuneți că ați fi putut să o redactați mai bine. Eu n-aș vrea să fiu nepoliticos, dar trebuie să plec la o altă întâlnire. Dacă mai este, fac și eu ca la conferințele de presă, o singură întrebare. Ați fi o întrebare da. Legată de articolul 1000... Un microfon, vă rog, Florentina. Aude? Da, spune, auzim, eu vă auzit, eu auzim, vă aud. Da. Deci, foarte pe scurt, 1187 legat de forma ofertei și acceptării. De unde deducem faptul că ori de câte ori legea impune forma autentică ad validitatem pentru încheierea unui contract, chiar și oferta și acceptarea trebuie să îmbrace această formă. Se pune întrebarea legată de sancțiunea neîndeplinirii acestei condiții în ceea ce privește oferta. Dacă părțile se înțeleg fie verbal, ofertă și acceptare verbală, sau ofertă și acceptare sub forma unui înscris sub semnătură privată cu privire la avânzarea, cumpărarea unui teren,
are loc încheierea contractului în formă autentică. În ce măsură se poate invoca ulterior de către oricare dintre părți interesate să nu mai execute contractul, nevalabilitatea ofertei și în ce măsură această nevalabilitate poate avea efect asupra valabilității contractului încheiat în formă autentică? Păi nu, dacă s-a ajuns la semnarea contractului, eventuala nevalabilitatea ofertei și a acceptării e acoperită. S-a terminat. Așa mă gândesc și eu, dar atunci care există, este sancțiunea? Care e rațiunea prevederii legale? Ați văzut că eu am expediat și probabil că ați sesizat și mă sancționați cu această întrebare. Am expediat problema oarecum în pasant, pentru că cred că am încercat chiar să spun sincer, nu mi-aduc aminte, că am o părere care nu e încă foarte conturată. Dacă îmi forțați un răspuns, cred că textul se aplică atunci când părțile nu sunt prezente, în cazul de față, nu se duc amândouă la notariat să semneze contractul de vânzare-cumpărare, și atunci oferta cu privire la vânzarea terenului, toate caracteristicile ei, nu știu, se face la un notar la Baia Mare și acceptarea se face la un notar la București. Și atunci trebuie făcute în formă autentică. Mi se pare, dacă n-am spus foarte clar acest lucru mai înainte, îmi cer iertare, că oricum textul ca atare va fi, cum să zic eu, de o aplicare foarte limitată. Pentru că ceea ce interesează este exact cum ați subliniat dumneavoastră, încheierea contractului. Deci dacă încheierea contractului se face în formă autentică, sau mă rog, poate să nu fie vorba de o formă autentică notarială, poate să fie o formă ad solemnitatem cerută de lege ca fiind forma scrisă, cum de exemplu este în cazul, în momentul de față, forma garanțiilor reale mobiliare, care trebuie încheiate fie în formă scrisă, fie în formă autentică. Poate să fie forma scrisă. Nu e obligatoriu să fie formă autentică notarială. Și de vreme ce, dincolo de negocierile părților, de contractul ajunge să se încheie în forma prescrisă de lege, tot ceea ce s-a întâmplat înainte, din punctul meu de vedere, e acoperit. Nu știu dacă Bogdan are altă părere. Ai, dar nu îndrăznești să o spui. Mulțumesc. Alte întrebări sau doar una a fost posibilă? Da. Ce mai vrei? Uite, domnule, în mod excepțional, pentru că mai fost student, poți să-mi pui o întrebare. Vă mulțumesc frumos și am avut și diplomă la dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. N-am vrut să abuzez de această împrejurare. Este delicată întrebarea și se întemeiază pe rațiunile de echitate la care ați făcut referire, că v-au inspirat în afară de unui droit și convenția de la Viena. Spuneți-mi, vă rog frumos, despre protecția profesionistului în fața abuzului de ofertă. Mă refer la buna credință, la formularea unei oferte și mă refer la clauze standard. Deci sunt trei chestiuni pe care le ating până întrebare. Clauze standard, le-au în ordine inversă, clauze standard, ofertă și bună credință. Ce vreau să semnalez este că de obicei nu ne întâlnim cu reaua credință în voința de a încheia contractul, ci de a onora contractul. Și acum, care este viziunea noului cod de a proteja profesioniștii? Păi, întrebarea e foarte vagă, dacă îngădui să spun asta, pentru că care e viziunea noului cod în a proteja profesioniștii? Nu cred că există o viziune în a-i proteja pe profesioniști. Dacă pot să spun așa, cred că există mai degrabă o viziune a codului în a-i proteja pe cei care nu sunt profesioniști. Pentru că asta se întâmplă și acum, după cum bine știți, între comercianți proba are o anumită facilitate, regimul probelor are anumite facilități, regimul dobânzilor e mai riguros, mai dur decât între necomercianți. Adică există o filozofie care, sau o concepție care a străbătut secolele ca o constantă a dreptului, iertați-mi termenii prețioși, în cadrul căreia ideea e următoarea. Cel care deci desfășoară în mod constant o anumită activitate, etc., etc., astăzi îi spunem comerciant, de la 1 octombrie o să le spunem profesioniști și toți vor fi profesioniști, și avocații, și medicii, și medicii veterinari, și chiar și ONG-urile. Iertați-mă, folosesc din nou un termen așa didactic, atenție! Până și ONG-urile, organizațiile non-profit, vor fi profesioniști. Toți ăștia sunt considerați că au un nivel de educație superior celelalte părți, de un nivel de diligență și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, în cod, cel protejat nu este profesionistul, cel protejat este partea cealaltă. De exemplu, există un text la răspundere, pot să-l caut acum, 1300 și nu știu cât, care spune clar că
în cazul în care este vorba de un profesionist, culpa sau dacă delictul este săvârșit în cadrul unei activități profesionale, culpa este apreciată cu mai multă rigoare. Știu, dacă mi-i găduți. Și atunci, repet, întrebarea pe de o parte e foarte vagă pentru că presupune să căutăm în tot codul textele care reglementează raporturile dintre profesioniști și neprofesioniști, iar pe de altă parte nu cred că găsim răspunsuri în favoarea profesioniștilor, ci mai curând în defavoarea lor. M-am grăbit când am formulat întrebarea, fiindcă vreau să venajez timpul și am încercat să fiu concis. Însă, în general, raportul cu un profesionist atrage cu sine clauze standard. Chem un instalator, sunt convins că trebuie să-i plătesc drumul, manopera și materialele. Sunt clauze standard. Asta mă pune pe mine ca profesionist într-o situație oarecum dezavantajoasă față de cel care apelează la mine. Da. Cum sunt eu protejat de oferta care, îmi cer scuze, aici insist, pentru că o chestiune delicată, se răstoarnă. Nu formulez eu profesionistul oferta. Nu formulez o ofertă care o acceptă o altă persoană, ci persoana respectivă îmi face o ofertă. Vino și repară în chiuveta, de exemplu. Cum mă protejează de abuzul persoanei respective? Vorbind de ofertă, păi de formularea ofertei. Abuzul? Nu înțeleg, vă cheamă să reparați chiuveta și chiuveta nu e stricată. Repară chiuveta și nu are la bani de reparație. Asta este situația. Care este protecția? Că nu vorbim de răspundere de... Asta vreau să lămuresc, natura răspunderii. Păi da, dar e limpede. Am și citat textul. E actualul 970, acum întâmplarea face să fie 1170 cu 200 mai mult, care vorbește despre obligația nu numai de a încheia, negocia și încheia contractul cu bună credință, ci și de a-l executa cu bună credință. Deci principiile sunt aceleași. Eu nu văd nicio schimbare în domeniul pe care aparent îl evocă întrebarea dumneavoastră în noul cod civil față de vechiul cod civil. Dar eu propun, dacă vi se pare așa o chestie delicată, ne vom mai întâlni, că vin și la unele conferințe ale INPPA-ului și continuăm discuția acolo, da? Vorba profesorului Beleiu, nu am în pronunțarea, ci pronunț amânarea. Asta ne-o spunea când îl chemam la bere. Da, este cazul să facem și o pauză și să-i mulțumim domnului profesor că ne-a onorat cu prezența, să-i mulțumim că ne-a răspuns la întrebări și nelămuriri și să-l invităm și cu altă ocazie. Eu vă mulțumesc foarte mult.